totuși se pot rezolva probleme de genul ăsta. La mine e într-o formă foarte ușoară, dar am auzit cazuri mult mai periculoase care s-au rezolvat. Uite, Maria n-a făcut nimic. N-a intervenit, l-a lăsat așa defect. Tu de ce nu vrei să lași defect? Dar vreau să las defect, dar vreau să fiu eu împăcată cu... Păi cine vrea să fie împăcat? Ego. Păi tu nu ești ego. Tot ce spune ego este o minciună. Deci toate îndoielile, nemulțumirile tale nu sunt adevărate. Pentru că Sufletul Divin nu are nemulțumiri. Și din cauza asta niciun rău nu îi se poate întâmpla. Deci trebuie să intri în natura divină care nu are nicio pretenție. Și atunci oamenii se vor schimba pentru că tu vei fi numai iubire și sterul nu poate să fie altfel. Va lua întotdeauna forma interiorului tău. Deci singura soluție ca să schimbe oameni sau situațiile de viață este să-i lași așa cum sunt. Nu este greu, nu cere bani, este foarte simplu. Lasă-i cum sunt ei și atunci viața ți se va schimba și ție. Se deschid toate ușile. Pentru că, de ce? Pentru că fiind divinul care este un cerșetor, este un bețiv și așa mai departe, el este bețiv pentru ca să te regleze pe tine, ca să-ți distrugă ție orgolul și așteptările. Când tu nu mai ai nicio așteptare, el nu mai are nevoie să fii bețiv, că nu mai are ce să scadă la tine. Și imediat se schimbă situația de viață. Deci tu ești cauza tuturor lucrurilor și neplăcerilor din jurul tău. Nu ei. Niciodată nu este vorba despre celălalt, ci întotdeauna despre tine. Așa este Cristina. Da. Hai să ne spunem. Vreau să spune. Diferența dintre sensibilitate și ecosensibilitate. Ecosensibilitate? Da, dacă ești o persoană ecosensibilă, la modul că te afectează ce spun ceilalți sau te supără ce spun ceilalți. Dar ține de sensibilitate sau ține strict de ego? Are nicio legătură? Nu, de prostie. Zice că prostia e bună. Păi este bună, dar... Da, e bună că ea se distruge pe sine însăși. Dacă n-ai treabă cu ceilalți, e bună. Da. Da. Deci noi putem să nu dăm niciun răspuns și e cel mai bine. Deci, fiind ființa divină, nu avem treabă cu ce spune ego. El este cel care are drame personale, el se plânge, el se vaită, el are emoții, are nemulțumiri, se îndoiește... Are toate formele acestea, nu sunt ale sufletului. Sufletul nu se îndoiește niciodată, nu are emoții, nu plânge, nu pierde nimic niciodată, nu se supără niciodată, poți să-i faci ce vrei. Este indiferent la tot ceea ce vine din față. Numai ego-ul suferă, dar toate suferințele acestea nu sunt adevărate. Pentru că nu sunt natura ta. Dacă mergi însă pe culoarul acesta, vei suferi. Pentru că se întărește. Se întăresc așteptările, corespunzătorul vine reacție din față, pentru că Dumnezeu trebuie să te aducă înapoi prin durere, prin neplăcere. Atâta timp cât tu zici că greșeala fundamentală a noastră este că zice că nu e bine divinul cum face. Că el nu știe ce este bine și că trebuie să îl corectăm noi. Este cea mai frecventă. Așa cum și tu ai spus că tatăl tău este defect și credeai că trebuie să faci un efort ca și doamna de aici, să-l aduci cum trebuie. Nu trebuie să faci niciun efort în măsura. Deci problema nu e la ei, ci că tu ai așteptări și crezi că trebuie să corectezi pe Dumnezeu. Adică nu dai seama că ai pe Creatorul Universului în față și e prea colosal. Dacă El se administrează miliarde de celule și ne ține pe noi în viață, ce să faci tu? N-ai ce să faci la nimeni. Deci prin oameni, omul din fața ta, el lucrează corector la tine, nu poți decât un singur lucru să faci, să accepti. Să accepti ce îți vine din față și să lași pe oameni așa cum sunt, atunci pornește procesul de reface și de armonizare, care este automat, numai tu nu lași pe el să armonizeze lucrurile, pentru că ai pretenții. Simpla afirmație că nu e bine ce se întâmplă, ai blocat tot procesul de refacere. Deci dacă vrei în continuare ca tatăl tău să aibă situațiile astea în continuare, întotdeauna trebuie să fii în continuu nemulțumită, continuu să te îndoiești, să vrei ceva să fie mai bun decât este și atunci ai toată siguranța că el niciodată nu se va schimba. Ca să se schimbe, trebuie să nu mai pui tu etichete. Pentru că deci ca ceva să se dărâme în exteriorul meu, trebuie să am eu o definiție, să zic că nu e bine. Când am zis că nu e bine, exteriorul îmi va lua forma definiției mele. Ci trebuie să retragi definiția, eticheta respectivă și eu-ul acela. Deci nu poți să spui eu la niciuna dintre nemulțumiri. Eu sunt nemulțumită, eu aș vrea ca tatăl meu să fie... Tu n-ai voie să vrei nimic.
Și atunci toate lucrurile se rezolvă de la sine, fără tine. Nu ai nevoie de noi în nimic. Singurul lucru pe care așteaptă viața de la noi este să o lăsăm odată în pace. Atât. Să o lăsăm în pace. Și atunci toate lucrurile se rezolvă singure. E o nebunie să vrei să intervii, să fie cum vrei tu. Lasă să fie cum vrea Divinul. Și atunci ele se vor rezolva. E doar o părere a ta că lucrurile nu sunt bune, sunt o manifestare a orgoliului nostru. Noi ne întărim orgoliul în măsura în care vrem să controlăm și să impunem realității să se comporte cum vrei noi, ceea ce nu se poate. Este imposibil. Hai să vedem ce zice Cristina pentru tine. Dacă încerci să înțelegi că în fiecare moment e totul perfect, o să-ți vină mai ușor puțin să lași criticarea la o parte. Adică noi trăim într-o lume în care în fiecare moment totul este ideal. Totul. Decât că mintea noastră, care are niște tipare, niște informații vechi, niște, nu știu, e scindată puțin, așa, zice că e imperfect ceva. Înțelegi? Faptul că tu ești vie, că în tine funcționează o inteligență, un mecanism super, înseamnă că peste tot se întâmplă lucruri. Deci nu e mai în interiorul tău sau al meu sau al lui Marius. Peste tot. Dacă vezi lucrurile așa, ele par neplăcute în exterior. Normal, că vezi pe un om care te deranjează sau care nu e cum credeam noi că trebuie să fie. Ignoră lucrul ăsta. Adică dacă chiar vrei să ajuți, să schimbi situația asta, unele situații putem să le schimbăm în 2 săptămâni, altele în 2 ani, altele în 24, altele în 34. Dar trebuie să ții, cum să spun acum, e mult mai ușor pentru voi că știți toate aceste lucruri. Adică nu e o bâșbâială, așa, ce fac acum, ce fac acum, de ce așa. Ai înțelegerea faptului și doi, trebuie să ai înțelegerea faptului că noi evoluăm prin neplăcere. Adică e bine așa. Nu e bine să scapi de toate sau să nu mai ai nimic sau să fim așa ca niște fluturi. Avem un timp, niște ani, adică până la 40, 50, 60, nu știu, avem un timp în care trebuie să ne antrenăm. Adică să răbdăm, să îngăduim, să nu criticăm, să vedem că e perfect. Nu putem din prima, normal că nu putem. Pentru că din prima suntem antrenați mereu să ne uităm la celălalt și la ce ne face el. Și până întorci toată chestia asta către tine, e o treabă până faci pirueta. Dar după aceea, încet, încet, sporești. Toată lumea a făcut așa, că toți, din totdeauna, despre asta ne vorbesc și sfinții despre asta. Nu e nimic nou, nu e nimic special. Noi trecem prin tot felul de situații pe care așa le rezolvăm. Încercăm să le găsim perfecte, încercăm să nu intervenim și încercăm mereu să ne uităm la noi. Problema e alta. Problema este că noi vreau să ne uităm la noi ori de 2 ori pe an când erau posturile, ori de revelion. Deci noi ne-am uitat așa doar o dată pe an și foarte în general către noi. Și atunci, ca să întorci și să ajungi să te uiți secundă de secundă la tine, e un parcurs. Dar te uiți lună de lună, te uiți săptămână de săptămână, te uiți zi de zi, te uiți oră de oră, te uiți minut de minut și așa ajungi să te uiți secundă de secundă. Nu se poate altfel. Dar într-un interval anume, noi ajungem într-o stare în care, cum să spun, chiar ne uităm secundă de secundă la noi. Adică suntem cu picior în cer, pe aici. E o practică. Oricum, faptul că găsești câte potrivit, scrii ceva rău, însă e ceva ce împinge rezolvarea. Nu este rău, că e normal să fie așa. Adică știu cum e. Eu mă vorbesc foarte bine experiență. Eu nu am cunoașterea asta, că m-am primit în mare. Știu cum e. Nu rezolv. Încerc să te liniștești, încerc să te calmezi, încerc să te detașezi un pic. Noi nu o să ajungem în final niște paraleli cu lumea. Dar o să avem o altă percepție diferită. Adică de pe tavanie. E bine? Da. Ai înțeles? Da. O luăm de la capăt? Eu aș fi vrut să întreb, actorul fetelor mele sunt soților sau pot fi și
corectorul lor. Ele sunt pentru dumneavoastră. Și dumneavoastră ca model de comportament. Aveți puterea cea mai mare de influență. Iar mama poate fi corectorul meu? Mama. Pentru că până să vă auzi, până tot nu convenea ce îți spunea, tot nu găseam... Nu, mama vă transmite programele ei pe care le executați mai departe. Și trebuie să le înfrângeți în dumneavoastră. Adică ce vedeți că este neregulă la ea, să le scoateți din obișnuință, din comportament. Adică ce nu vă place la ea, trebuie să le stingeți în dumneavoastră. Și când le stingeți, mama nu mai face așa. De când vă ascult... nu mă mai deranjează, adică încerc să mă detașez și să o las așa, cum îmi spune. Asta e. E mama mea și o iubesc așa cum e. Sigur. Și lăsăm lucrurile așa, să schimbat și eu un pic. Super. Mulțumesc frumos că v-am întâlnit și vreau să-i mulțumesc frumos doamnei Cristina, pentru că v-am ascultat webinarile și nu știu ce am cu vocea dumneavoastră, dar m-a auzit inima. Da. Avocatura ne-a ajutat și suferința, totul e de la suferință, nu aveam vocea asta acum. Deci, eu am atât de caldă care m-a... și vreau să zic că eu sunt de la 700 de kilometri. Și am venit special ca să te și întâlnesc. Asta este ego, dar nu e problemă. Nu e problemă. E bine că am. Din ce localitate? Chiria Veche de Tulcea. Chiria Veche, ce frumos. Primărița de Chiria. Cânte cu ăla cu Chiria Veche, nu? Costa Primărița. Cânte cu acela cu Chiria Veche, nu? Au zis că a fost Costa Primărița. Costa Primărița, dar are niște părinte. Da? Dar mi-a fost foarte, dacă am început să vorbesc, 3 mandate, m-am lăsat pe mine. La sfârșitul celui de-al 3-lea mandat, am început să mă zbârlesc un pic mai tare. Adică eu mai pentru toată lumea, pentru toată lumea, dar pentru mine când am să am timp, când am să am. Nu-i nevoie. Și mi-am dat seama mai târziu. Nu am mai vrut, practic, la primărie, pentru că simțeam cumva în sufletul meu că nu mi se mai potrivește. Și am avut în 2014 un accident. M-am electrocutat pentru că trăind într-o zonă de delta, îmi place să pescuiesc. Am fost la pescuit și m-am electrocutat cu mânița de pescuit. Pentru că vă place. Pentru că folosite electric. Și am fost la spital două luni de zile. Mi-a pus grefă de piele la picioare. Mă rog, nu contează ce s-a întâmplat. Problema e că după acest accident am început să-mi schimb percepția totală despre viață. Și lăsam la primărie să facă plecul de ceput. Am zis că nu mai vreau. Soțul m-a susținut. Nu mi-a zis să mai candidez. Când al 4-lea mandat mi-a zis candidează. După aceea m-a lăsat în pace. Dacă nu mai vrei, nu mai vrei. Și a ieșit așa de bine încât nu am mai câștigat alegerile și sunt consilier, acum sunt liniștită și zâmbesc când văd cât pățește primarul care este acum. Și n-am putut să-l ajut și mai vorbesc și zice, doamnă, nu vreți să veniți înapoi, ce mă zic, păstrează lui. Ai luat-o, păstrează. Dar de atunci, din 2014, am început tot să caut, tot să... Simțeam că nu suntem veniți aici numai pentru a mânca, pentru a dormi și pentru a face a te distra. Simțeam undeva, cred că noi venim totuși cu un program, dar îl avem undeva încuiat și trebuie să descui multe, multe, multe lacăte până să ajungi la acel suflet ca să iasă în... să-l poți... să-l simți. V-am citit prima dată, cum a apărut Shangri-La, eu am fost pe fază, am cumpărat-o, dar n-a fost vremea să înțeleg. Am citit-o și n-am înțeles nimic. Și nu știam, cred că am o problemă, nu înțeleg, am citit-o. După aceea am început să vă ascult webinariile, câte puțin. Ascultându-vă pe dumneavoastră, am ascultat-o și pe Cristi și foarte probabil că percepția mea au fost vocile foarte calde. Eu în momentul în care vorbeam la muncă, mie nu trebuia microfon sau dacă mergeam la o ședință, nu aveam nevoie de microfon. Păi când vorbeam, se auzea până la fundul sălii. Și aveam, fiind crescută și la o ședință chiar a fost așa simpatic,
nu circula nava de pasageri de 3 săptămâni spre zona noastră și nu aveam ce să mergem la Chivia până când au terminat de făcut podul. Și m-am așezat eu așa sus în anfiteatru, cu mâinile în șolduri, frumos, și când am început să turui, a rămas toată lumea și tot colegii să uitau, că nu știau ce se întâmplă. Au fost niște experiențe în viață care le-am luat așa ca atare. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a răbunit și văd că se o întrebare pentru Cristina. Comportamentul. O întrebare. Nici nu știu ce să te întreb. Ești pe sufletul meu, ești atât de... Poate o să-mi vină vreo întrebare pe parcurs. Nu știu, îți mulțumesc mult pentru. Cine are întrebări pentru Cristina? Uite acolo. Da, la. Vreau să te întreb cum facem să ne detașăm de un om? Special de... Ne ajută el. Foarte tare. Bun, ne ajută, dar ce îți spui în acel proces în care... Te ajută să te desprinde. Păi, hai să o luăm de la început. Adică, deja ești atașată de acel om? Sau o să urmeze să ai o relație sau de cineva? Adică, în ce moment ești tu acum, ca să zic cum te... În momentul în care mi-am dat seama că încă sunt atașată. De persoană din trecut. Din trecut. Cu care nu mai ai treabă, cumva, sau așa, da, dar ai o afecțiune. Nu am foarte multă treabă. Spune de la început că nu o să avem multă treabă. De ajutat. Adică, da, da, da. Dar tu nu ești de acord. Adică te opui, nu? Încă mă opun pe interior, da. E gol tău. E gol. Păi atunci, de ce îl asculti? Și deci așa, ce spune el, e o prostie. Nu mai prind. Și nu-l mai asculta. Normal. N-am înțeles ceva el acolo. Se mai ține de niște chestii. Mai dorește să sufere un pic. Încă un pic. Da. Nu-i nevoie să-l asculti. Da. Știu, adică să te gândești că a fost așa o întâlnire în viața ta, că tu nu ai nevoie de nimic, de nimeni, tu ești completă. Nu ai nevoie de nimic. Tot ceea ce tu ai nevoie, deja ești. Acum. Odată, te gândeai tu, când nu știai lucrurile astea, că ai nevoie de... bucățica aia de om, de carne, de eu știu ce, nu ai nevoie. A venit în viața ta ca să te învețe lucrul ăsta, lecția asta, și trebuie să înțelegi că îndată ce vei reuși să faci foarte bine pasul ăsta al detașării, ce înseamnă? Înseamnă că noi lăsăm lumea, dar nu oamenii. Când ai treabă cu omul, că dacă începi, o să-i urâm pe toți și nu mai vrem să vedem niciun om și pe nimeni. Lumea înseamnă partea asta, materială, da? Nu un om. Faci diferența? Da, faci diferența. Ok. Deci când tu reușești să faci saltul ăsta profund în tine, o să vezi că în, cum să spun, o să întâlnești sau o să vină viața ta o persoană foarte potrivită acelei măsuri ale tale. Adică, relațiile noastre vin așa, match perfect pe interiorul nostru. Pentru că în interior suntem găunoși cumva mai mereu, așa sunt toate relațiile noastre. Adică noi, dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că până la momentul la care ajungem să descălcim iadul ăsta relațional, îmbătrânim și ne ostenim. De ce? N-am fost lăsați așa. Dar suntem perverși pe interior. Pervertiți, adică. Nu funcționăm cum trebuie. Înțelegi? Adică cum era corect? Corect era ca întâlnirea ta cu persoana respectivă să fie o întâlnire în care tu te întâlnești pentru el. Adică să înțelegi că noi suntem aici pentru ceilalți. Știi? Că, pentru că nu mai intrat... Da, pentru celălalt, în diferite variante. Deci când noi intrăm într-o relație pentru celălalt, tu nu o să mai suferi de aceste chestii deloc. Dar pentru că nu intrăm așa, ci intrăm cu pretenții, cu standarde, cu vise, cu iluzii, cu tipare, cu eu știu ce avem prin cap, este clar că, fără excepție, vom suferi. Da. Pentru că noi trebuie să fim dezlipiți complet de această realitate. Complet.
Asta nu înseamnă că suntem autiști sau că nu avem sentimente sau că nu trăim printre oameni sau așa. Însă pur și simplu înțelegem că fiecare are un parcurs și dacă vrem să nu ne ciocnim, e cazul să ne astâmpărăm, să criticăm, să intervenim, să ne lipim. Și nu ne ciocnim. Mergem așa paralel, 10 de ani cu cine vrem noi. Nu e problemă. În problem, în momentul în care întorci privirea către celălalt, cu o critică, cu un atașament, cu o dorință, cu o acuzație, cu ceva, în momentul ăla, facem un război. Și el trebuie să te întoarcă înapoi, cu o formă sau alta. Deci, atunci a fost problema ta inițială, pentru că n-ai intrat corect în relație. Și e normal. Noi nu intrăm nici la 19 ani, nici la 21, nici la 40 alții. Nu intrăm așa complet altruist într-o relație. Că vrem troc. Facem o tranzacție și nu intrăm așa. În momentul în care noi o să înțelegem profund și forever că suntem pentru celălalt, S-a încheiat cu suferință. Da. Deci noi suntem cauza tuturor neplăcerilor. Pentru că vrem ceva. Când dispare voia mea, atunci totul intră în armonie. Ăla e obstacolul, voia mea. Că vrei să fie cum vrei tu, n-ai voie. Invers. Trebuie întotdeauna să vrei ceea ce vrea celălalt, nu ce vrei tu. Întotdeauna celălalt ai dreptate, tu n-ai nedreptate niciodată. Și atâta timp cât înțelegi lucrul acesta și nu mai intervii în niciun mod, atunci relația va funcționa. La fiecare intervenție va însemna o poziție din față cu o forță mai mare decât intervenția ta, care te va îngenunchea. Deci nu ai niciun fel de șansă, nu scapă nimeni. Deci ego-ul va aduce întotdeauna o suferință mai mare. Iar ego-ul e plăcerea. Deci noi pierdem energie în timp de plăcere, după care ego-ul se întărește și o nebunim. Când o nebunim, atunci intrăm în conflict cu toată lumea. Nu, pe cine prindem în față, am intrat în conflict cu el. Și nu ne convine. Ceva nu ne convine, vrem să corectăm. Deci noi nu mai suntem umani atunci. Deci omenia se păstrează atâta timp cât tu te păstrezi în puțin. Dacă nu, uite, lui Bogdan i s-a stricat mașina. În momentul în care a mâncat dulciuri, pac! Andra zis, a stricat din senin, fără nimic. Nu s-a dat seama despre ce e vorba, ce ai făcut? Bogdan, hai povestește. Da. Nu-i nimic, mai spune o dată, că noi nu uităm. Da. Să zicem, martea mâncasem, venisem de la Târgu Frumos, spre seara am mâncat niște dulciuri, care eu le-am cerut ca pentru sora mea. Și văzându-ne în cameră, am fost în astea să le mănânc, le-am mâncat și a doua zi, când trebuia să plec cu mașina, când m-am dus să păr... Deci mergeți mașina, venisem de la Târgu Frumos, la 200 de kilometri. A doua zi, când trebuia să pornesc, n-am mai pornit. În momentul acela trebuia să mă duc la atipuri și să scot un cazier. M-am enervat, că așa a fost un moment, că am zis de ce mi s-o pune în viața. Dar nu-mi dădeam seama că eu mâncasem dulciurile, nu mi-am dat seama că acolo e cauza. Am zis că e proiecțiile astea, că îți faci planul cu viitor și imediat să destramă. L-am rugat pe tata Vitrex să mă aducă până la trecut și el mi-a zis că să vii repede, că trebuie să intru la muncă și eram condiționat de timp. Eu eram în grijă și în nemulțumire și în supărare. Când am ajuns acolo era de tamai coada. Și mi-am dat seama, am fost conștient că eu am creat. Deci ai creat o coadă. Da, eu am creat o coadă. Când am ajuns acolo la ghișeu, parcă zici că m-a așteptat familie, că în momentul acela a ieșit afară, a început să vorbească cu lumea, eu mă grăbeam. Mă grăbeam și eu cream exteriorul la forma interiorului. Cu grabă. Da. Și mai era o doamnă în interior, care sipa și dispera pe acolo, era nemulțumită. Și mi-am dat seama, uite cum face mintea mea, de asta, sigur mintea mea. Deci ai pus-o și pe doamna să țipă. Uite câte drame ai creat în jurul tău. Da, de la... Și apoi, cum mi-am oprit supărarea și nemulțumirea? Prin niște afirmații. Cu convingere. Deci să fii convins că e perfect, lucrează Dumnezeu orice decizie. Iar el știe de ce o ia. Pentru că dă o deplăcere mică și te salvează de un accident, de o greutate mai mare. Și am zis că știe Dumnezeu, că cine știe de ce accident m-a ferit. Și în momentul acela vine o relaxare. Nu mai știu corda. Vine o relaxare și te-ai liniștit.
Știi că așa, Dumnezeu e din acceptare. Și nu m-am mai gândit. Am anulat dorința, că am văzut că e în spate o dorință. Am zis, nu mă mai gândesc niciodată, nu mă mai gândesc la viitor. Dar nu m-am gândit la asta cu plăcere, dar mai încolo după aia. Și n-am mai mâncat. Uitați-mi să mai mănânc, că trecuse a doua zi, am făcut ora 12 și mi-am lăsat aminte și zic, dar oare de când am mai mâncat? A, de ieri, de la ora 3. Și dar am zis, nu mai vreau să rezolv mașina, deci n-am mai căutat o soluție. În momentul când s-a stricat, eu am dat două telefoane la doi mecanici și tot căutau și ziceau că nu se poate, că nu știu ce. Și n-am mai căutat, am rămas indiferent. Am lăsat-o acolo. A doua zi, m-a sunat cineva, și că hai să vin să vă cer mașina ta. Și era un băiat mai mare decât mine, câțiva ani, plin de bucurie, entuziasmat, așa. A zis, hai vină până acasă la mine. Mi-a făcut, nu știu ce a făcut el o chestie acolo la mașină, dar a făcut-o gratis, cu bucurie. Adică era dezinteresat și mi-a dat seama că e trimis de divin. Dar e starea ta interioară. Da, că am intrat în liniște, dar dacă eu am rămas indiferent, n-am mai vrut nicio soluție, n-am mai căutat. Că în momentul când am sunat, eu am căutat și mi-a zis că nu se poate, că n-am mai căutat, au venit ei. Deci chiar nu trebuie să caut, că vin ei. Și plus că după aia mi-am adus aminte că plăcerea a fost că mai mâncasem. Atunci mi-am dat seama, dar stai că de când n-am mai mâncat? Păi am mai mâncat de ieri, de 20 de ore n-am mai mâncat. Și mi-am dat seama chiar că puterea este la noi. Adică exteriorul ia forma interiorului și oricând putem să rezolvăm problema prin invers. Adică nu mai vrem să rezolvăm, o abandonăm. Și când o abandonez, atunci să... Să rezolvăm, singură. Fără tine. Și perfect să rezolvăm, că vine divinul, știe cum să o facă. Deci mi-am dat seama, deci e plăcerea, că o facem prin înfrânare. Adică facem invers. Nu mai dorești, devii indiferent de orice plan. Nu faci cum vrea Dumnezeu. Deci soluția este să fii indiferent. Când apare o problemă, uit-o. Da. Nu e a ta, nu o lua personală, că e a vecinului și nu mai e personală. Și dacă asta e profesia ta, amen, să rezolvi probleme? Și nu vrei un rezultat. Da. Nu vrei să fii... Rezolvi probleme, dar fără și să le întâmpli cu liniște. Fără indiferent. Cu indiferență. De rezultat. În momentul în care vrei să iasă bine, nu vă ieșea bine. Spuneam despre o doamnă, o să vedeți la Moise, dacă veniți, din Voronezh, de acolo, avocat, care manipulează judecătorii. Și nu e bine? Păi e fantastic. Ia lui Bogdan. Deci, intră într-o stare de liniște și nu vrea un rezultat neapărat bun pentru clientul ei, ci prezintă soluția, deci în prima dată se restrânge, capătă energia aceea subtilă și vine inspirație. Deci, eram în fața situației și nu știam cum să o rezolv. Atunci m-am restrâns, mi-a venit inspirația și eram sigur că judecătorul nu poate să se opună soluției care vine de fapt de la divin. Deci trebuie să te retragi tu întâi, înaintează el, îți dă soluția și judecătorul nu poate să ți se opună. Nu are cum. Am trăit de foarte multe ori am trăit asta. Adică dacă te duci complet detașat, ceea ce pare o dileală în ziua de azi, adică tu ești cumva absent, da? Nepregătit, absent, nu știu ce. Bineînțeles că eu care voiam să experimentez neapărat întreaga scriptură, m-am gândit să fac și lucrul ăsta și să mă duc fără niciun fel. Normal, aveam toate șansele să pierd. Adică nu exista nimic și să te și duci așa fără să ai abar de nimic, era horror. Dar am făcut chestia asta și se întâmplă așa că cumva credința asta noastră ne este verificată până în ultima mime de secundă. Adică din ultimul minut, ultima mime contează. Dacă cumva înainte de aia mime, aia ultimă, începi și scârții și zici, e clar, era o prostie chestia asta, nu știu ce, s-a încheiat. Adică credința noastră trebuie să fie desăvârșită până în capăt. Și așa am și făcut, cu riscul de a crea o întreagă catastrofă. Deci vreau să zic că îmi venea rândul să pledez, da? Adică nimic. Și în fața mea, cineva a deschis o carte, o ținea deschisă, în care era speța mea, scris așa. Adică ce aveam eu de zis. Și eu din spate am citit de acolo patru rânduri, anticare și ne-am zis și salut. Dar eu am un milion de povești de genul. Hai că ai ceva la povești. Spune, așteptăm poveștile. Începe cu cea mai dificilă. Hai, da. Te rugăm. O să-mi amintesc, acum nu știu. Cu mașina, Cristina. Ai zis odată... Hai, spune cu mașina. Suntem foarte aproape sau l-ai făcut? Da, nu știam atunci lucrurile astea. Ce vreau să zic este că eu
cumva la lăsarea asta de sine, la abandonul ăsta, mă pricepeam perfect la salturile mortale, alea mari, că de aia n-am murit până acum, dar la alea mici, de fiecare zi, mici, 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 scrâșneam din dinți un pic așa, din dinți. Și de aceea nu ieșau toate perfect. Dar la cele mari, mari de tot, eu am făcut niște lăsări complete. Dar în trei situații sau cinci din viața mea, foarte, foarte mari. Bineînțeles că fără să-mi propun, că dacă îți propui, nu iese. Adică, dacă așa te trezești făcând așa, e perfect. Și atunci mai bine să nu știi toate chestiile astea, că cumva îți face un plac. Și atunci, într-o seară, plecând de la cabinet, era foarte târziu, foarte, foarte târziu, și a început să ningă între timp. Eu n-am văzut, că atunci când am intrat în cabinet nu ningea și când am ieșit ningea. Am început să conduc și în momentul în care am început să conduc, am început să patinez. Am apăsat frâna un pic, dar cum am ciupit-o așa, am început roțile și mai tare să așa. Și în zare, departe, departe, am văzut niște copii că se jucau 5-6 așa, micuți. Am început să claxonez foarte, foarte tare ca să se dea la o parte. Am văzut că nu mă aud pentru că ei strigau și se bucureau că e zăpadă și e seară și nu știu ce. Și atunci, într-o secundă, e clar că nu de la mine, că niciun om normal nu prea face așa. Într-o secundă m-am uitat în jur în ce aș putea să dau și să mă opresc și să mor dacă trebuie, decât să-i împrăștii pe aia. Vreau să zic că erau niște mașini aici lângă mine, dar asta e o chestie de minim de secunde, da? Erau mașinile aici și am zis, nu, dacă trag în astea cu viteza care o am, s-ar putea să nu mă opresc. De zbor de aici și tot îi lovesc pe ei. Și atunci am văzut un stâlp foarte, foarte mare, așa de beton, către care m-am întors așa, direct, cu o forță nebună, să salvez toată lumea care era bine, erau copii și eu nu realizam. Și vreau să zic că aveam și o mașină care avea o instalație pe gaz și deci era teribil. Și bineînțeles m-am oprit cu, nu știu cât aveam, 90, 100, 120, foarte tare stâlpul ăla, stâlp care s-a oprit așa lângă mine aici, așa. Așa, exact, adică nici dacă eram vreo la vorbă, așa, lângă mine, complet, marca pe beton. Mașina s-a făcut așa, mică, 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 n-am putut să mă scoat dar din mașină, bineînțeles. Și că mi-am verificat de antura și nu știam dacă am picioare, pentru că era foarte grav atunci. Pe scurt, n-am avut nimic. Dar n-am avut nicio zgrietură, nimic, nimic, nimic. M-au extras de acolo, mi-au dat daună totală de la asigurări, bineînțeles că mașina era praf toată și nu s-a întâmplat nimic. Probabil că dacă îmi propuneam să ia viața, exact. Din cauza asta ai câștigat viața. Da. Când îți cedezi viața, o câștigi. Da, doar că mă gândesc că dacă știam tot, făceam o socoteală, probabil, sau făceam ca să scap, sau nu știu cum. Da, mai dar tu când că faci că așa e, faci, e perfect. Te lași. Că iese 100%. Deci dacă nu știi, mai bine te lași, e suficient. Da. Că despre asta e vorba, de fapt. Da. Nu contează situațiile particulare, tema respectivă, pot să fie milioane de teme, au o singură semnificație, lasă-te. Ce trebuie să fac tu fiind să mă las tot timpul? Da, tot timpul. Exact ce nu ne place. Alta. Hai că sunt multe. Sunt foarte multe. Nu știu care să vă mai povestesc. Cu soțul e foarte interesantă, chiar dacă este o repetiție, nu? Nu povestesc în privat. Am povestit una de la lucru am povestit. Adică, ce vreau să zic? Vreau să zic că pentru mine a fost foarte greu, cumva, foarte dificil să îmi dea prin cap ideea asta că trebuie să nu faci nimic ca să se rezolve problema. De unde? Adică pentru un om montat pentru asta, născut așa, antrenat așa, educat în felul ăsta, studiat așa, faptul că, adică e ultima idee care îți dă prin cap, că trebuie să te retragi. Nici nu crezi așa ceva. Și bineînțeles că mi s-au întâmplat una, două, trei situații care le-am analizat și m-am întrebat oare nu asta o fi soluția? Să nu faci nimic și acum se rezolvă. Adică țin minte o situație de pildă când cineva m-a rugat să intermediez la o doamnă să-i vândă un apartament. Și eu
prin ce situație m-am dus, am convins-o, am rugat-o, am nu știu ce, i-a dat un avans, în fine, să vândă respectivul apartament și doamna vânzătoare, cum ar veni, deja și-a găsit o altă locuință și s-a și mutat din casa respectivă și a luat și bani împrumut și așa mai departe, iar cel care m-a rugat s-a răzgândit. Adică era o situație sinistră în care eu eram pusă. Nu știu dacă se înțeleagă acum, da? Adică era horror. Ea era cu valizele așa și m-a sunat o seară înainte să mă întrebe când mâine ne vedem la notar. Ce urma să-i zic? Că nu ne mai vedem? Sau cum? Că era așa. Aici, ce-ar fi dacă dispar așa? Stau așa, pur și simplu. Și făcând chestia asta așa, lăsând, te trebuie să știi puțin niște lucruri, așa, mi-a sunat telefonul. Și ai dispărut. Am dispărut, are de tot, pentru că știam ce e mâine și mi-a sunat telefonul și era nașa mea, care i-am zis, am întrebat-o, n-ai vrea să cumperi nu știu ce, și i-a zis, asta căutăm. Wow. Cred că mâine plecăm în Grecia și nu putem într-o situație. Da. Și mâine l-a cumpărat nașa. Wow. Deci asta datorită lăsării. Datorită lăsării, păi despre lăsare vorbim mereu. Da, doar că ne vine foarte greu, că n-avem credința asta. Asta și atunci, nu este credință totală. Cumva trebuie să crezi în ceva invizibil pentru ochii noștri. Nu e invizibil, dar pentru ochii ăștia lumești, pentru noi ca oameni care suntem limitați, noi nu vedem. Și atunci cumva trebuie să ne lăsăm cu un discernământ, bineînțeles. Adică e o dreaptă socoteală, nu e așa că... Însă... E să recunoști prima dată divinul ca să poți să te lași. Da. Dar eu m-am putut face chiar invizibilă ca să trec. Da. Și mai bine. Trebuia să iau niște acte de la Camera de Comerț. Era cu perioada de când aveai voie să intri, trebuia să mergi pe online să faci. Și mi-am propus să mă fac invizibilă. M-am făcut invizibilă și am trecut pe lângă paznici. Mi-am luat hârtiile, am ieșit, nu m-au văzut. Nu m-au văzut. Da. Am putut să mă fac invizibilă. Nu mă lăsa, nu intra absolut nimeni. Deci dacă... mă fac mereu. Nu e problemă. A fost o experiență, wow! Dar ca să dobândim toate aceste, cum să spun, pentru că trebuie să fim într-un anume fel, adică nu doar mental, așa, nu doar cu un curaj, o credință în capul nostru, cumva trebuie să schimbăm în interiorul nostru toată starea noastră, adică în comportament, în primul gând care ne vine, că e clar, nu? Primul gând care ne vine, ori unul negativ, că e ceva de rău, orică celălalt face ceva ce nu ne convine. Deci asta e baza, rădăcina. Și noi până nu schimbăm rădăcina aia, încet, încet, în zeci, sute, depinde de fiecare, că poate unii, uite, cum e Bogdan, înțeles totul perfect, n-are niciun fel de problemă. Dar pentru alții e dificil. E dificil. Și așa și trebuie să fie. Asta vreau să spun. Așa și trebuie să fie. Adică pentru cei pentru care nu este așa, și anume pentru Sfinții Părinți, ei cer să le fie dificil. Ei cer boli, cer necazuri, cer... Pentru că astea sunt treptele. Că degeaba ne întrebăm noi, bine, da, dacă erau atât de avansați spiritual, cum de îi omurau cu pietre sau îi ardeau sau sufereau sau nu știu ce. De aia. Pentru că ei cer. La fel ca și Marius, care a cerut să aibă cât mai mare suferință sau necazuri, adică cumva e de bine. E de bine și toată problema este să nu fim noi parte din poveste, cumva. Adică să nu ne băgăm în poveste, ci să stăm un pas în spate. Atunci, simt. Mă se facă întotdeauna când apare un necaz, o durere, omul ia lucrurile în mod personal. Și chiar acel lucru e obstacolul și e durerea. Pentru că așa funcționează mintea. Deci mintea așa el zice că celălalt îi produce o pagubă, o pierdere. Când nu omul îi produce o pierdere, ci definiția lui determină pe celălalt să-i producă o pierdere. Pentru că te blochează imediat în momentul în care zici eu. Eu nu sunt de acord cu, imediat ți se opune rapid.
dar cât timp nu predomină sufletul, adică cât timp ego-ul ăla e destul de măricel așa, noi nu suntem capabili să facem asta. Adică suntem anesteziați cumva. Nu putem. Adică efectiv ne vine să zicem că celălalt. Și nu putem. Și atunci trebuie prin zeci, sute, mii de situații să ne lăsăm pe suflet, să ne lăsăm să creștem puterea noastră, să le liberăm iar, până când devine un șoc. Până când ego-ul e mic. Altfel nu putem. Pentru că cumva e încetățenită în noi chestia asta. Așa vedem lumea, așa suntem. Adică nu ne vine, cui vine să zică eu sunt de vină. Când e înșelat, când e furat, când e, adică când realitatea ta vezi că cineva ți-a făcut ceva. Nu-i firesc să zici că l-ai de vină? Cum să zici că tu victima? De vină e eu nostru. Ego-ul nostru, sigur. Credem că acționăm dintr-un ego, dintr-un eu. Nu acționăm, adică normal ar trebui să nu acționăm ca un eu, ca un ego. Adică să acționăm ca o ființă divină care nu e afectată de nimic. Și ca o nimeni ființă nu-i face, bună, mai ales. Și nimeni nu poate face niciun rău atunci. Da. Când luăm lucrurile personal, mi-a făcut ceva, sunt supărat pentru că, la personal, ai inițiat un eu, eul acela va fi suferința ta care urmează. Ne plângem de ceva după aceea. Cine te-a pus să pui pronumele personal la ceva ce nu există? E o minciună. Cum poți să îi pui minciunii eu? Când privilegiul de a spune eu nu l-are decât ființa divină. Numai el zice eu sunt. Numai ființa divină poate să afirme ceva de putere. Ego-ul nu poate să exprime nimic. Deci, nu e adevărat tot ce spune el. Sunt supărat, m-a deranjat, mi-a produs o pierdere. Nimeni nu-ți produce nicio pierdere. Ci pierderea este eu-ul tău. Cu numele personal pus într-un loc unde, dacă derulezi logic mai departe, lucrurile nu sunt adevărate. Deci, lipsa adevărului din ceea ce spui tu generează situația neplăcută. Deci, dați seama, asta se poate aplica la avocați. Că dacă nu mai spui mi-a făcut mie ce, deci vin oameni să se plâng și îi demonstrezi că nimeni nu ți-a făcut nimic, ci tu ai ego. Și nu mai vine nimeni la tine. Și nu mai vine nimeni la tine. Și schimbă seria. De ce sunt unii oameni care nu pot să înțeleagă aceste lucruri? Că mi se par foarte simple. Sau nu le trece prin cap că Divinul vine din față tot timpul, în toate formele, și că avem o ființă supremă în noi. Păi sunt simple de la un anumit nivel. Până la un anumit nivel, fiind totul pe dos, este ca și cum zicem că omii nu stau bine acum. Că rădăcina e în cer și nu în pământ. Adică părem un pic așa. Deci, de la un anumit nivel, e foarte simplu. E ca un copac cu rădăcina nivel, sus. În sus, nu în jos. Și atunci, jos. Dacă vorbești cu oricare om antrenat în civilizația asta actuală, nu e simplu. Și am observat și aici, oamenii zic că vorbesc despre ceilalți, că sunt defecți și că cum se rezolvă problemele. Păi ego, ei au ego, din cauza asta ei sunt defecți. Nimeni nu este defect. Ci eu am ego, din cauza asta ei trebuie să mă înșele, să mă trădeze, să mă mintă. Fiecare, momentul în care ajunge sau îi se dă voie să înțeleagă niște lucruri, va înțelege. De ce ați înțeles? Zic că nu toată lumea, când stai cu cineva de vorbă și încerci să explici ceva, iar el, dacă nu este pregătit sau divinul, nu îi dă voie ca să înțeleagă ceea ce îi spune. Revenim. Nu este vorba niciodată de celălalt, este vorba despre noi. Dacă noi nu mai punem eu-ul acolo, celălalt nu ne poate dezamăgi în niciun mod. Nu e niciodată vorba despre ceilalți. Niciodată. Că tatăl, că soțul, că nimeni. Întotdeauna ei sunt, trebuie să se întoarcă înapoi ceea ce ești tu. Ești responsabil și dacă spui că ceva nu e în ordine, a pornit dezastru. Dar ca să înțelegi lucrul ăsta profund, ori treci printr-o criză, adică suferi atât de mult, ești atât de disperat, e urmarea unei crize. Nu mai poți, nu mai reziști. Ai ego-ului. Și tu ești foarte fericit. Tu ești foarte fericit după aia, da. În prima parte plângi. Deci ori treci printr-o criză, ori ai o asemenea căutare în interior, încât pur și simplu vrei să vezi așa lucrurile. Ai văzut ce a zis Bogdan? A zis, păi eu nu sunt supărare, asta n-am treabă cu ea. În momentul în care a obținut liniștea, să repară mașina singură. Deci liniștea e de atins.
Non-intervenția. Dumnezeu este non-intervenție. Ce te bagi? Și este foarte simplu, dar noi nu credem în Dumnezeu. De fiecare dată, la toate situațiile neplăcute, să lași pe El să le rezolve. Atâta. Și nu cere efort, nu cere bani, nu cere nervi. Ce să crezi? Păi ce să crezi? Că l-ai lăsat și uiți. Și nu te mai preocupi. Și da, când uiți, atunci se rezolvă. Te vezi de treaba ta. Păi și cum să uiți? Te zumzăie în urechi, că ești numai aia, te gândești numai la aia. Păi atunci ați sufer. Înseamnă că n-ai crezut. Și revii. Trebuie să înțelegi mecanismul. Nu? Tu cum ai făcut? Ai zis că nu se poate să fie ceva greșit. Da. Și mai... Te-ai relaxat, te-ai intrat în liniște. Ai intrat în liniște, s-a rezolvat problema. Deci toate problemele se rezolvă când nu mai intervii, nu mai vrei să le rezolvi și să fii în pace. Exact, exact. Miyamoto Musashi l-a bătut pe ăla dând din vâslă. Deci el dădea foarte încet din vâslă și imediat încetineala acela m-a făcut pe mine să înțeleg că de fapt era învins. Liniștea. El s-a dus într-o situație extremă în care își punea viața în pericol, dar el s-a dus cu liniște și l-a învins. Întotdeauna în fața unei situații dificile, liniștea trebuie să obții. Când te duci acolo, trebuie să te duci în pace. Și liniștea se obține prin înfrânare, că n-ai cum să ai liniște dacă tu mănânci dulciu sau mănânci multă mâncare. Imposibil. Ai depășit necesitatea. Va trebui să ai văl pe față. Deci trebuie să-ți dai vălul jos prin restrângere și atunci situația se vindecă singură. Deci cu vălul ăla nu faci nimic. Deci nu e niciodată problema acela. Tu trebuie să dai vălul jos prin restrângere, după care te capăți această energie subtilă din care ea se face reușita pe care o vrea avea. Se face mașina singură. Și imediat. Și imediat, da. Toate se rezolvă. El n-a făcut nimic deosebit, spre exemplu, de anul nou, ca povestit. Adică, decât a descărcat un camion cu lemne și fără mănuși, pe frig, și a asumat o restrângere maximă. După aceea, când au venit bunătățile la Crăciun și la anul nou, nu a mai mâncat nimic, că nu mai era atras de nimic. El avea energie subtilă. Cum te-ai dus spre un strudel? Cum te-a derapat mașina? Sau spre un gând. Deci, plăcerea i-a dat gânduri, gândurile l-a condus, a dus la derapare și o mașină. Gândurile s-au raportat la critică, nemulțumire, da. Acuzate. Și a trebuit să fie oprit. Dorință. Și poți să fie oprit în orice mod. Deci nu suntem în pericol. Atâta timp cât urmărim un bine personal, trebuie mereu să fim atenți să rămânem în puțin. Asta e soluția. Și mai departe, și să ne pregătim să pierdem. Și să ne pregătim să pierdem. Să alegem. Dacă pierdem, pierdem. Principiul ăsta m-a ajutat enorm. Hai, spune. Era prin 2006, deci totul meu la serviciu, două fete, era decembrie și se duce și scoate salariul de pe car. Se ducea și scotea pe tot. Atunci nu prea se foloseau așa carburile. Scos pe bani și s-a venit el, eu stau în platinare, și s-a venit să se ducă la carburi la unii, să facă, nu știu, să cumpere o pâine, ceva de gen. Și dacă știți Bucureștiu și știți cum e în zona Unirii, multă lume acolo, mai ales în decembrie, o forfăteală și nu știu ce. Și primesc telefon la serviciu, mă sună fiică mea cea mă văzut, zice, mamă, nu prea te-ai apărat pe copelul. Tu-ți banii nu știi. Și mi-a făcut și sărbătoare. Mamă, deci, așa m-am plâns, m-am înfuriat, nu știu ce. Și lucram la Unirii, de la Unirii am mers pe jos acasă, așa. Când am ajuns acasă, am deschis ușa în camera mea, icoana Sfântului Nectarie. Și, doamne, am uitat la icoană și am simțit nevoia, i-am spus mulțumesc Sfântul Nectarie. Nu știu de ce am simțit să-i spun chestia asta. Și m-am trezit în pat, relaxată, liniștită, adică nu nici m-am apăsat, intrase așa într-o liniște și o acceptare totală, adică asta e acum, ce să mai... Trecuse și lacul și tot și furie, nici mai am nimic. Și stând așa în pat, singură, sună telefon și zice, doamna Agustină, zice, am găsit copilul soțului dumneavoastră. Ați putea să veniți la Unirii? În cât timp vreți să puteți să veniți ca să vă dau portofel? Erau portofelul cu toți banii. El a crezut că i-au furat portofelul, dar de fapt căzuse. Și erau trei studenți de la teologie. De la Radu Bode, de la Sfântul Nectarie. Deci am vrut să le dau
acolo și am zis, nu, nu primim nici niciun ban, nu zice, vreau să vorbesc cu noi, dar vreau să spun ce, când te lași și ai zis, asta e acum, ce-o fi, o fi, nu, mori de foame. Sună pe acolo, cine-și imagina? Deci am zis, că este super. Și zic, uite, mă, cum Doamne lucrează. Mulțumim. De ce este lăsarea de sine așa de puternică? Ce înseamnă ea în traducere? La microfon, rugăm. În traducere înseamnă credință. Abandonul de sine înseamnă credință. Adică înseamnă că tu crezi că Dumnezeu îți poate de grijă într-un mod impecabil și te străduiești pe măsura putinței tale, știind niște lucruri. Adică noi când știm în ce direcție trebuie să ne străduim, din ce în ce mai mult vedem că acest abandon de sine este vital. Nu putem din prima așa, pentru că avem o frică, avem programe vechi, avem, dar credința este abandonul total de sine. Și o să vedem că noi suntem cumva testați de câteva ori foarte tare, dar în rest, suntem testați în fiecare secundă. Și atunci trebuie să urmărim lucrul ăsta puțin, că eu treabă pe mii de secunde. Adică exact cum respirăm, exact așa suntem testați, unde e gândul nostru, unde e intenția noastră, unde e credința noastră, unde e... Și adunăm, adică e o aritmetică toată chestia asta. Da, dar vezi că dacă noi vorbim în termen general cum este credință, iubire, omul nu-și dă seama că de fapt iubirea înseamnă supunere. Când îi spui că iubirea e supunere, nu-i convine deloc. Și când îi spui că de fapt credința este lăsarea de sine, a nebunit. Deci nu acceptă nimic din lucrurile acestea. El nu acceptă nici iubirea, nici credința, nimic din ceea ce aparent arată că el le caută, el nu le caută. Da, el fuge de ele. Limbaj, fuge. Nu ne-au fost inoculate niște copii. Adică copia credinței, copia iubirii, copia. Și noi numai despre alea. Clone. Niște clone, da, adică niște fake-uri din astea. Și noi despre alea știm, adică fiecare dintre noi știe că am denumit iubirea altceva, că am denumit credința altceva, că am denumit rugăciunea altceva, că am denumit altceva. Am înțeles din partea asta. Și atunci, nu ai cum să-l convingi pe unul să creadă. Pentru că să nu fie astea, foarte profund. Da. Adică totul pornește de la înțelegerea faptului, ce înseamnă credință, ce înseamnă iubire, ce înseamnă înfrânare, cum ar trebui să fie cumva standardul nostru, cum ar trebui să fim. Și dacă noi suntem în acel standard, trebuie să ne pregătim să ajungem acolo prin nevoință, prin efort, printr-un parcurs, prin înfrânare, prin dăruire. Adică măsura în care vezi sau măsura în care le dorești tuturor ceea ce îți dorești ție, nu e o chestie ușurică. Deci noi acolo trebuie să ajungem. Ca în mod autentic, să le dorim tuturor ceea ce ne dorim nouă și nouă ultimii. Pentru că de noi are grijă Dumnezeu. Pentru că iubirea este pentru toți, nu pentru o persoană anume. Da. E o porție veche română. Ce ție nu-ți place, altea nu-ți place. Dar cumva noi ne limităm și în iubire doar la copiii noștri, doar la partenerii noștri, doar la familia noastră. Când noi nu încercăm prin tot, adică am văzut de la mine, trebuie să atingi cumva cât mai multe vieți în același fel. Adică nu cumva preferențial. La fel. Deci iubirea înseamnă să accesi pe oameni așa cum sunt. Adică pe Dumnezeu așa cum se prezintă prin ei. Da. Și când înțelegi că nu e un om în față și mai e lucrurile în personal, abia atunci poți să iubești cu adevărat. Pauză de băutură, de alcool și de fumat. Spune. În ce măsură conștiința colectivă mă afectează pe mine în propriile alegeri? Adică, da, eu îmi asum. Nu te afectează. Dar ai pus întrebarea despre altceva. Despre liberul arbitru. Ah, liberul arbitru, da. Și apoi revenim la conștiința comună. Deci, Divinul este actor alături de noi la fiecare acțiunea noastră. Deci, funcție de atașare, detașarea noastră, el intervine sub o anumită formă, dar intervine prin oglindire.
Adică din față ne va veni întotdeauna ceea ce suntem noi. Iar faptul că El știe dinainte ce se va întâmpla în sfârșitul vieții noastre sau în toate viețile care urmează, nu-i treaba noastră. El, datorită capacității enorme pe care o are de a ține totul la oaltă, deci ține într-o coeziune tot universul acesta, nu putem să îl pătrundem cu mintea noastră, este fără sens. Se vede lucrul acesta de la fizica cuantică. Fizica cuantică a căutat un ultim element. Și mereu când pătrundeau în profunzime, se lărgea. Deci nu găseau, nu se îngusta, ci se lărgea. Și asta însemna că zădărnicie. În clipa când și-a dat seama că este imposibil să găsești un ultim element, că nu se termină niciodată ceva, ci crește varietatea, atunci s-a oprit în locul acela și la acea ultimă particulă i-a spus cum crezi, charming, încântare. Deci acolo s-a oprit fizica cuantică, mai departe nu merge. Și în cartea mea am mai dat o informație, am spus că cunoașterea nu cunoaște. Deci ca să poți să-L atingi pe Dumnezeu, nu ai nevoie de cunoaștere, ci de lipsă de cunoaștere. Adică să fii prost dus cu pluta, numai aceea cunosc cu adevărat. Și într-adevăr, la manșura de la YouTube am scris chestia asta, că adevărata cunoaștere nu poate fi atinsă decât de oamenii simpli. Pentru că omul care este sofisticat și are foarte multe teorie, ăla este obstacolul. Analizăm un pic prea mult. Pe de altă parte, omul simplu are în față viața și viața le reglează continuu. Am fost impresionat, a venit odată la mine, odată la 2 ani vine câte un din ăsta care repară cazanele sau cum se numește. Instalator? Da, un instalator din acesta de la, din partea statului, ca să te verifice. Centrala termică. Și am fost surprins de profunzimea gândirii lui, era un om foarte simplu și înțelegea niște lucruri la care ăștia care se dau mari și fac podcasturi nu habar n-au. Eu, spre exemplu, dacă îl iau pe Bogdan și îl pun cu unul din ăsta care vorbește, Bogdan îl bate automat. Deci nu are niciun fel de șansă în fața lui Bogdan și are 20 de ani. Eu am văzut că înțelepciunea asta la străbunicii mei care... Chiar în țară și după vechile obiceiuri. Am văzut femeia care avea grijă de pe pat, armonia, cursul, erau conectați efectiv la nimic. Sigur. Acum, și poți să reproduci în viața de zi cu zi asta? Da. Acum, ce n-am înțeles eu, am înțeles că suntem conectați la o ființă comună. Toți facem parte dintr-un întreg. Și eu, prin acțiunile mele, să zic, influențez întregul. Ca și... și asta nu am înțeles în ce măsură întregul mă influențează și pe mine. Ca parte. Păi tu influențezi prașma. Deci tot ce este în prașma ta. Întregul mai greu, că trebuie să se facă un 50% plus 1. Deci un critic, adică o masă critică. Și numai masa critică poate să schimbe soarta întregului. Deci n-ai treabă cu întregul. Nu, dar efectul cumva se propagă, nu? Adică eu influențez pe cei de lângă mine, ei pe următorii și tot așa... Dacă ajungi la ultimul nivel. Altfel nu propagi nimic. Deci ca să ajungi... În jurul meu? Deci nu poți să propagi decât în jurul tău și foarte puțin. Deci la distanță mare nu poți. Păi nu, dar zic că în jurul tău poți. Dar întregul nu poți. Ca să poți să schimbi întregul, trebuie să atingi starea pe care a avut-o Iisus de continuu și până la capăt. Deci tu continuu și până la capăt, trebuie să te lași pe tine dusă, condusă și să nu reacționezi niciodată. Poți? Deci vin situațiile de viață spre tine, dar ele vin cu programele din spate ca să ștergi din neamul tău tot, dar trebuie să renunți. Și sunt situații care nu-ți convin și tamână la acelea trebuie să renunți. Vin cu presiune foarte mare și trebuie să te lași bătută. Ai curajul acesta. Înțelegând că, de fapt, situația de viață nu contează tema care, cu care vine, ci de renunțarea ta. Deci, toate situațiile, nu contează tema. Sunt miliarde de situații în viața fiecărui om, că l-a făcut, că nu știu ce, că a trădat, nu știu ce, nu contează absolut deloc. Ele vin ca să te ducă în fundal și să te învețe iubirea orice ar fi.
până la capăt. Dacă nu atingi acest până la capăt, nu poți să influențezi lumea. Din cauza asta ei nu ne lasă. Ei ne dau tot timpul, ne pun puterea în afară, noi căutăm în afară fericirea. Deci noi nu putem să ne recăpătăm fericirea decât în momentul în care nu mai căutăm binele nostru. Cine face asta? Pentru că binele tău este binele ego-ului tău, tu nu ești ego și trebuie să nu-ți cauți binele ca să găsești ființa divină care ești. Și trebuie să nu ai teamă că divinul la fiecare din noi le dă tot ceea ce are nevoie, baza, dar tot ce depășește necesitatea este, noi smulgem de la el și ți se va opune. Deci noi nu-l vedem pe el pentru că nu ne oprim. Trebuie să te oprești la cât ai nevoie, dar într-o stare de indiferență, de a câștiga, de a avea, de a aduna, de a satisface plăcerile. Deci în momentul în care ești indiferentă la voia ta, la dorințele tale, așteptările tale, aspirațiile tale, când nu mai vrei nimic de la nimeni și faci totul pentru ceilalți, atunci Dumnezeu îți dă tot ceea ce ai nevoie, dar nu mai mult. Că dacă ți-ar da mai mult, te-ar omorâ. Pentru că tot ce depășește necesitatea ne va omorâ în timp. Se va dovedi asta. Exersez și am observat anumite pattern-uri și felul în care reacționez și, într-adevăr, în momentele, să zic, de potențial conflict, în momentul în care am rămas indiferent, adică nu m-a interesat, nici s-a îndreptat, nici s-a dizolvat conflictul. Nu m-a mai fost hrănit. Că astea, când îmi dau seama de ele, pot să le fac. Și iarăși m-a ajutat foarte mult de aici, când îmi amintesc și revin în prezent și conștientizez că tot ce e în față e pentru mine. Și vine de la divin, da. Că este prea colosal să mă lupt cu el, da. Și oamenii sunt el și n-am cu cine să mă lupt și atunci abandonez. Și îi oricum iluzori să mă lupt pentru ceva ce este, e așa o aberație. Și atunci ce pot să fac mai bine? Nu numai, dar lucrurile în spațiul lui s-au întâmplat cam cu 2 luni de zile în urmă. Deci tu te lupți cu ceva ce deja trebuia, deci trebuie să le execuți, nu te poți opune. Și iarăși ce mai încerc să întotdeauna să întorc spre mine. Să-mi dau seama. Să nu vorbești despre celălalt în viața ta, că nu e vorba despre el. Să nu-l comentezi, să nu-l socotești sau să-l cântărești, că nu e vorba despre el. Nu-ți face nimeni nimic, totul pornește din tine. Da. Și, spre exemplu, ți-ar fi complicat să vezi ce din tine a creat situația, nu? Că nu știi. Că mai sunt și programele de la alții și nu le știi. Sau zici că eu nu am făcut așa ceva. Atunci ce faci? Când vine presiunea din față, ai cedat. Nu contează ce, îți va șterge un program. Și mai mult, programul respectiv negativ, omor un diavol. Omor un drac. Deci întotdeauna când ai cedat, ai omorât un diavol. Care era acolo, rezident, și el se putea manifesta oricând, în orice situație, într-o formă agresivă din față. Deci noi în față nu avem voie să luptăm cu nimeni, că luptăm cu Dumnezeu. Neplăcerea vine ca să ne salveze sufletul, nu ca să ne omoare. Idealul că vine cu urgerea. Exact. Idealul este să accepți viața așa cum este, pentru că vine de la Creator și e prea colosal ca să poți să te opui cu el, să te lupți cu el, că e absurd, e o nebunie. Parcă suntem la școala de nebuni, nu la... Păi, fiind din inconștient, nu cred că acționăm asta pe care e mai important. Nu suntem conștienți. Sunt două lucruri pe care nu le înțelegem. Faptul că din față vine numai el și nu există ceva care să nu fie el, pătrunde totul. Deci trebuie să ne explicăm și să ne spunem nouă înșine. Omul care este mincinos, care e bețiv, care este împuțit, nespălat, înșelător, nu este un om oarecare, ci prin el divinul lucrează. De fapt este Dumnezeu cu mască, care ia un rol ca să te corecteze pe tine. Când înțelegi lucrul ăsta, dai seama că nu ai cu cine să lupți și ai lăsat armele jos. Când ai lăsat armele jos, situația de viață, oricât de complicată ar fi, sau chiar probleme de viață și de moarte cu boli grave, cum este cancerul, dispar instantaneu. Deci, cancerul ce este? Am întâlnit oameni care, de fapt... Pare la cel care are problemă, la tine care îl lași la jos. Păi vorbeam despre noi. Dacă noi avem o boală din asta de lungă durată, este doar problema faptului că zicem că ceva e greșit. Da, corect. Și nu acceptăm chestia aceea și nu trebuie... Deci, distanța între viață și moarte este această acceptare. Da,
Când în față vine divinul. Asta e prima. A doua, extrem de importantă, sunt doar două. Să împărțim, că asta facem la început, împărțim în ego și în suflet și încercăm să trăim viața aceasta ca o ființă a cerului, dezinteresat complet, dar a câștiga ceva din lumea aceasta. Dezinteresul acela este unire cu divinul. Că divinul nu este nimic din aceasta, exteriorul este doar secundar. Deci eu nu mă pot identifica nici cu casa, cu banii, cu mașina, cu nimic din lumea asta, pentru că ele de fapt sunt create. Și tot ceea ce e creat este iluzoriu. Și poate să dispară imediat. Deci îți dai seama, noi luptăm pentru ceva ceea ce este doar gândit. E visat. Pentru o visare, pentru o iluzie. Și luptăm pentru iluzia aia și mai departe. Că dacă, spre exemplu, te retrage atenția, camera asta a dispărut imediat, cu mașini, cu tot. Și cu oameni. Deci totul dispare. Este doar o proiecție a ta. Și dacă nu simți discretă, aș mai vrea să te întreb ceva vis-a-vis de cazul prezentat de colegul tău. Da. Ce am văzut eu din prezentarea ei, e că nu există deloc asumare din partea ei. Se poate să fie influențat. Adică eu ce am auzit este că băiatul meu e de vină, el mi l-a luat. De definițiile acelea sunt problema, nu omul. Da. Omul execută definiția. Eu, deci celălalt, ca să mă poată deranja, trebuie să zic eu că el mă deranjează. Dacă nu îi dau această etichetă, el mă poate deranja. Deci întâi am gândul meu, după care realitatea ia forma gândului meu. Altfel ea nu poate să mă deranjeze. Da, și ce am auzit acolo au fost foarte multe contrarii. Îl iubesc, el contrarii pentru mine. Eu mi-am dus copilul în firmă, mi-am dat funcții, i-am dat putere, i-am dat încredere, i-am dat bani, i-am dat tot. Și în momentul când n-am controlat nimic, pentru că am avut o încredere de plină în el, am avut o relație, nu știu, dacă mi-ar fi spus cineva care are o relație cu un copil atât de bună, eu n-aș fi crezut că se poate așa ceva. Deci am avut o relație maximă cu el. Nu l-am verificat, nu l-am controlat, eram conștientă, convinsă că tot ce face el e bine și m-am trezit că nu mai sunt în firmă, atât. M-am trezit că nu mai am acces, că nu mai am la conturi. Dar gândiți-vă că v-a făcut un lucru minunat, pentru că femeia nu are ce căuta acolo. Da, eu am realizat lucrul ăsta. Așa. Într-un final, da, dar la început am fost curioasă, nu pot să zic că nu. Da. Pentru că am muncit 20 de ani în care eu nu am avut concedii, n-am avut zile libere, n-am avut nimic. Am da, după ce i-ai mulțumit, după ce i-ai mulțumit, ai zis, el nu mă mai sună nici măcar de ziua mea. Nu m-a sunat nici înainte, după ce a făcut isprava respectivă. Dar adică numai de asta e copilul tău, e familia ta. Nu e copilul nostru. L-am văzut întrebarea, eu ce am făcut aici? Eu cu ce am contribuit la situația asta? Până la urmă, iar tu trebuie să e doar o dezidentificare. Dacă te dezidentifici, el nu va mai face așa ceva. Dar copilul îi zi. Deci dacă nu îmi dau seama, arătați-mi. Deci eu în viața mea am fost foarte corectă. N-am luat de la nimeni nimic. Nu știu de ce să fiu o oglindă pentru ea. Adică eu am fost un om foarte corect. Și sunt un om foarte corect. Sunt convinsă. Da, și atunci nu-mi dau seama de ce am... Eu n-am trădat pe nimeni. Niciodată n-am trădat. Chiar n-am trădat. Nu știu. Dar ai auzit povestea mea cu oamenii de la bancă care curau? Da. Ia spune-o și nouă. Da, noi nu știm. Că și e corectă. Da. Nu, că tai chestia aceea. Spune o poveste așa, nu știe nimeni. Hai. Nu știu. Nu filmează. Deci, la un moment dat, în jurul meu apăreau oameni care curau. Și, deci, întrebarea a venit către tine acum ceva timp, când eu nu înțelegeam acolo ce fac eu, că, deci, cumva am început eu atunci la momentul respectiv să înțeleg că e ceva din mine. Dar nu înțelegeam. Și te-am întrebat, ce pot, cu ce greșesc eu? Eu niciodată nu fur, adică sunt corect, am știut să trăiesc, deci am trăit într-o familie în care nu se întâmplau lucrurile astea și totuși, în jur, că abia la a treia situație am înțeles că ceva acolo se întâmplă, ca să înțeleg eu, e pentru mine. Ei fură și
Deci la prima nu mi-am dat seama, la a doua nu mi-am dat seama, deși la a doua situație am participat la un interviu în care directorul superior i-a spus fetei, eu te înțeleg că furi, că probabil nu ai. Și atunci reacția mea a fost de revoltă. Cum poate să înțeleagă așa ceva? Cum poate să accepte că fata asta va ieși cu desfacerea contractului de muncă cu anumită literă care o va afecta toată viața? Da, era cam atât. Adică nu m-am dus mai departe cu judecățile, dar înseamnă că le-am avut, nu le-am înțeles și a venit a treia situație. Situație care deja era și mai amplă. Deci, colega, deci cumva nici nu venea la serviciu și mă suna că e bolnavă. Foarte bolnavă, că și-a făcut analizele care leucemie. Sau cine știe ce zicea. Și eu am crezut-o și chiar mă rugam. Pentru ea și, de fapt, toată lumea se ruga. Dar cumva mi s-au prins beculețele, tot veneau informații că no, totuși nu, ceea ce zice ea nu e adevărat. Și când a fost odată, mă rog, mi-am dat seama că erau cumva la pachet, adică și era și minciuna și furatul. Prins conflictul respectiv, adică totul s-a terminat într-un mod amiabil, însă la mine s-a întâmplat un declic în ultima zi, când ea pleca. Eu am întrebat-o că, deci, la urmă ziceam că o înțeleg, adică să nu, deci înțelegeam că nu trebuie să o judecam. Dar totuși am avut o întrebare către ea. Am zis, pe toate lentele câte le-ai făcut, nu înțeleg de ce ai zis că ești bolnavă cu o boală așa de gravă. Că tu poți să manifesti ceea ce tot repeți într-una. Deci atâta puteam eu să văd atunci. Și ea stătea așa rezemată de tocul ușii, de sus se uita la mine și râdea. Iar râsul ăla ei m-a trezit pe mine de cap și am zis, Doamne, cine-s eu să îi pun o etichetă la fața asta, cine-s eu să emit asemenea judecăți că fata asta vine să mă învețe pe mine ceva și de fapt asta am de învățat. Eu îi judecam pe cei care fură, pe cei care vin, pe cei care își creează programe, adică eu învățând atunci lucrul ăsta, deja cum vedeam pe cineva că face ceva de genul, că uite, ea spune că e bolnavă, ea, și așa eu mă gândeam că va manifesta lucrul ăla. Și din momentul ăla așa s-a terminat tot, că de fapt totul ei au luat acele roluri ca să mă învețe pe mine. Și eu, da, tu ce vrei să spun, că nu înțelegi de ce? Nu ca acuză, ca observare, și poate fi greșit, eu nu am văzut din partea ta niciun fel de asumare, adică tu ești perfectă, toate ți s-au întâmplat ție, tu nu mi-ai generat în niciun fel. Și nu înțelegi de ce. Cam asta am înțeles. Că tu ești bună, sincer, ești dreptă. Da, acum sincer, chiar nu înțeleg. Și chiar asta de aia am cerut ajutor. Da. Pentru că nu înțeleg. Unde e greșeala mea? Nu înțeleg. Era un copil minunat, relația minunată, totul era ca povești. Eu nu știu unde e greșeala mea. N-a fost de faptul că nu l-am controlat și trebuia să am încredere. Nu știu dacă asta trebuia. Sau nu trebuia să am încredere. Nu știu. Ceva e. Dacă vrei să știi, am făcut și astrologie și am făcut relația dintre noi, că nu puteam să-mi dau seama cum se poate așa face de la o relație maxim de bine să ajungem la maxim de rău, că mă întâlneam cu el în firmă, întâmplător, când încă mai eram pe acolo și m-a întrebat, tu mai ai de când să trăiești mult? Nu mă mai întâlnesc mult. De ce?
oricum nu spunea nimic, dar bănuiesc că asta poate fi, uite, și întreb și pe domnul Marius. Între timp mi-aș făcut o iubită, o iubită foarte mult interesată material și care avea putere de a-l... Nu-ți are etichetă la fata aia? Păi nu e etichetă, s-a schimbat relația noastră, e o constatare. Proiectează pe tine, e un proiect de la ta. Nu știu, relația noastră s-a schimbat în momentul când am găsit chestii de vrăj prin casă. Și atunci, normal că am gândit așa. Uitați-mă, ego-ul meu așa, vrea să întrerup. Nu știu să înțeleg. Dar ați citit cărțile domnului Marius sau ați înțeles învățăturile? Nu, eu sunt la prima întâlnire. Noi acum stăm și explicăm niște lucruri la, pornind de la ideea dumneavoastră, știți deja principiile că bărbații, indiferent că sunt copii, fii noștri, fii că nu sunt, da, că sunt fii sau soți, da, vin să regleze orgoliu, vin să regleze femeia când orgoliu e prea mare, orgoliu însemnând, da, atașamente de materie, de bani, de binestare, de perfecțiune, de corectitudine, și la fel domnul Ioan Ioan Brădeau spunea, da, că atunci când merge prea bine sufletul, da, cred că am făcut din el, ați făcut din el o imagine ideală, da, am făcut din el și Dumnezeu a zis, ia să vedem dacă eu mă schimb, tu mă mai iubești în părere. Da, asta, da. Și iubirea, tu ai spus că iubești foarte mult. Da. Dar iubirea în sine înseamnă acceptare cu totul. În timp ce spuneai că iubești foarte mult, spuneai că el e de vină. Când iubești, totuși ieri, nu mai este bine. Îi dai libertate total să facă ce vrea el. Dar în momentele acelea de furie, eu nu pot să spun că îl mai iubeam. Adică nu știu dacă mai era iubire. În momentele când mi s-a făcut și eu în sfârșit clicul la ce se întâmplă, nu știu, orice era, dar numai iubire, pentru că eram foarte furioasă. Nu, am recunoscut și știu că n-am putut să fiu astfel. Iar mai târziu am înțeles că trebuie să las lucrurile să curgă așa și l-am iertat și i-am spus toate lucrurile care vine am spus vouă, că îl iubesc și că iert, pentru că într-adevăr asta am simțit. Cred că asta am puterea ta să schimbi o situație. Da, în principiu am făcut tot ce mi-a spus domnul Marius până acum, în afară de faptul că să nu am așteptări. Aici mai am de înțeles că totuși am o așteptare ca copilul meu să depaște, să-mi zică mama. Nu trebuie. Uită de el. Ia asta... uită de el. Lasă-l pe drumul lui Dumnezeu. Știi că am uitat vreo 5 ani de ei și m-am întrebat dacă sunt un om normal. Ești foarte normal, da. Pentru că am uitat de ei și am zis, da, de el. Da. De fapt, el nu s-a oprit aici, mi-a luat și soțul de lângă mine, i-a trimis femei. Ați uitat 5 ani de zile, dar în sinea dumneavoastră a scrificat. M-a îmbălit și a scrificat. Mirea o mai aveți, că nu vă sună. Tu ce trebuie să mă sună? Dumnezeu, Dumnezeu, și dacă ar fi fost el, Dumnezeu l-a luat. Da. Divinul. Adică prin tot ce a putut el, diverse, care nu vreau să vă spun. Și mai mult Dumnezeu îl pune să facă lucrul ăsta față de dumneavoastră. Am avut o relație cu soțul meu de la 16 ani, am fost 5 ani prieteni, după 5 ani ne-am căsătorit și am fost împreună fericit și o familie model în orașul ăla. Până când a intervenit toată debatura asta în firmă și atunci el a intervenit cu manechine și cu tot felul de lucruri și a insistat până în momentul când în sfârșit a făcut ruptura pe principiu de bine și să rămâne. În mod normal, noi nu trebuie să discutăm despre celălalt, ci despre dumneavoastră. Păi știu, dar v-am explicat cum e situația. Ca să înțelegeți. Să aveți o imagine ideală. Despre căsnicia dumneavoastră aveți o imagine ideală. Da, eram fericiți pe ideea că eram fericiți, ne era bine. Și pe toate planurile, și material, și social, și familial, și mai departe. Așa se pierdea energia vitală. Pe binele ăla. Când e bine, nu e bine. Și
viața publică a venit Dumnezeu prin băiatul tău, trice plăcerea aceea, ca sufletul să se împacă. Și prima etapă îți neplăcere, apoi îți boli, apoi trece la copii. În Rumii există un pasaj care zice așa, Rumii. Pune aceste cuvinte în gura lui Dumnezeu. Eu nu voi accepta la ușa mea decât pe acela care acceptă nesiguranța în mod absolut. Deci care nu caută siguranța și stabilitatea vieții. Deci numai pe aceea accept. Asta înseamnă că situația ideală este exact aceea de care nu vă convine. Nu vă convine. Deci situația ideală este nesiguranța. Faptul că nu vă caută niciodată, aia este situația ideală. Că trebuie neapărat și întotdeauna să nu vă caute niciodată. Pentru că nu aveți voie să aveți o așteptare de la divin. În momentul în care nu aveți nicio așteptare, vi se va da tot ceea ce visați. Numai atunci. Dacă aveți așteptări, mișcați zidul mai departe. Și nu veți primi niciodată. Și mai zice ceva, că dacă ești călduț, te voi scuipa din gura mea. O situație călduță înseamnă o baltă stăcută acolo, care nu se mișcă, se mișcă o formă. Deci trebuie să curgem, să se oxigeneze mereu apa aia cu provocări și ne vin în față, ca să fim aproape de Dumnezeu, adică să recunoaștem în noi divin. Pentru că în baltă stăcută nu o să fie niciodată să recunoaștem divin. Da, întreabă într-o zonă de confort. Da. Deci ceea ce caută toată lumea, ăla e pericolul. Da. Aici e nebunia. Noi căutăm stabilitate, siguranță, bunăstare, dar ăla te omoară. Că îți iau din energie. De ce te omoară? Pentru că noi așteptăm o fericire din ceea ce este secundar. Iar ceea ce este secundar e invers. Îți ia din energia vieții. Deci tu vrei să mori. Când vrei o stabilitate în relație, în o mașină mai frumoasă, o casă, mai mulți bani, tu vrei să mori. Că toate astea îți iau din energia vieții. Și asta se întâmplă. Deci nu asta trebuie să le cauți, ci trebuie să cauți liniștea, pacea interioară, că înseamnă să dai voie vieții să fii cum vrea. Și pe ea ajuta, de exemplu, să meargă un pic în trecut și să te întreb care a fost contribuția mea aici. Nu știu răspunsul, că zici că nu e, cred, se poate, nu știu eu răspunsul, doar faptul că mergi în spate și încep să te uiți din nou la tine, poate ca și observator, nu ca și actor al vieții care mergi, da? Să uiți din altă perspectivă și poate reușești să vezi altceva. Da, din ce am ascultat ieri. Și actor, da, din ce am ascultat ieri în grădină, da, știu care ar putea fi greșelile divine. Și să te integrezi și să le accepti, să le găsești. Am condus întreaga familie. Noi la Crăciun trebuie să stăm. Am fost femeia anului. Am condus și în firmă și în familie, la fel. Și atunci era un general între bărbați. Și mama dumneavoastră a făcut la fel cu tata? Nu știu, i-am pierdut foarte de tânără și... Deci prima întrebare care trebuia să o pun, cine conduce firma? Eu. Atunci aveți conduce și acasă. Păi, eu cred că a venit din copilărie pierzându-și părinții foarte de tânără, a avut nevoie cumva să supraviețuiască și a preluat și rolul de masculin și... Da, soțul meu... De fapt, ce mare bine a făcut Dumnezeu. Era un om minunat, dar era foarte, foarte, foarte comod. Adică, dacă... De ce? Păi așa trebuie, bărbatul când era, și nu ca masculin, când vine acasă, bărbatul trebuie să așeze în fotoliu, că este obosit. Și tu trebuie să te duci să-l chemi la masă, să-i dai un pahar cu apă. Cam asta se întâmpla, doar nu că eu cred că facem așa. Numai că eu nu mulțumeam să am o dace, eu vroiam mai mult. Și atunci am preluat controlul, puterea, ca să obțin ce... El spunea că e suficient o garțonieră și o dace. Și eu vroiam... Așa am fost și eu. Maxim, adică... Da. Deci dacă era după soțul meu, stăteam și acum într-o cameră și ne spălam acolo la Ligian, dar eu am vrut mai mult instalații sanitare. Și dacă tot... vrei, poți. Și le-am făcut. Și mi-am făcut și firmă, da. Și case, și da, mașină. Și aici ai făcut tot. Acum am fost conștientizat și să... Păi da, dar am preluat controlul. Da, ce frumos v-a spus prin soț, v-a spus care e cala corectă. Acum vă spune prin băiat care e cala corectă. Nu trebuie să te ocupi de firmă. Deci toate lucrurile astea sunt învățăminte care
indirect de la tine. Da. Da. Și dacă mergi în spate, poți efectiv să vezi ce ai de învățat. Ne duce Dumnezeu, ne e bine și noi zicem ce mi-ai făcut, Doamne. Mi-ai luat și banii și copilul și afacerea. Deci trebuie să înțelegem că orice neplăcere îți vine din față este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Lucrurile de care ne plângem noi, de acelea avem nevoie. Ca să oamenii nu ne fac un rău, întotdeauna oamenii ne ajută, ne distrug ego-ul. Într-adevăr, suferă ego-ul, dar ne salvează viața. Ce alegeți? Distrugerea ego-ului sau moartea? Deci dacă vă opuneți, vă duceți pe moarte. Nu, bun, eu sunt sănătoasă. La ei sunt probleme de sănătate și tocmai de-aia m-am dus în eliminarea lor. Păi, tocmai de-aia m-am dus să le spun că sunt la picioarele lor, cum v-am spus. Oricând au nevoie de ajutor, sunt acolo lângă ei. Tocmai pentru că au probleme de sănătate și pentru că sunt niște lucruri care... Dacă vreți, dumneavoastră ați îmbolnăvit, vreți să-i faceți bine, trebuie să cedați. Trebuie să acceptați toate pierderile și să nu mai pomeniți interior. Auziți? Deci acum e data scadentă la dumneavoastră. Dacă acum, după discuțiile astea, nu vă întoarce și spune foarte bine ce a fost... Am spus deja. N-ați zis că mai de Paști să-mi zică la... Să... Am zis că am cedat toată firma, că nu vreau niciun bani. De ce? Că eu am fost mama ta și te-am crescut și ți-am dat condiții și ți-am dat afaceri, te-am făcut tot și tu nu-mi zici la mulți ani, asta facem asta, nu? Păi... Asta, dar n-am... Deci eu simt acum că este data scadentă pentru dumneavoastră, dacă acum nu vă întoarceți și nu acceptați că este foarte bine ce s-a întâmplat, atunci va veni boala pe dumneavoastră. Ba da, accept și știu și am înțeles de mult că e foarte bine ce s-a întâmplat. Am înțeles de mult. Este bine. Și mi-a trebuit un timp să trec de la furia asta la iertare, dar am făcut-o. Cu suferință, cu durere, cu pentru că pe ultima 100 de metri ai venit în tabără. Da. Și oarecum? O poftie mare a ceva din tine. Da. Nu aveți ce să iertați, că nu ei v-au făcut ceva. Și nici pe dumneavoastră le-ați făcut ceva, dar Dumnezeu v-a pus... Ei sunt victima. Exact. Da, ei dumneavoastră sunteți criminali. Da. 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 Cred că nu există vină în toată ecuația. Nu există situația în care ne pune Dumnezeu ca să-ți salveze sufletul. Iar păzând s-a pus o situație. Fiecare am avut de învățat câte ceva. Avem de învățat ceva și foarte tare că, uite... Și noi, răsarea. Ai fost vulnerabilă și ți-ai... Și noi toți. Ne-a ajutat pe toți. Acum am învățat enorm. Da. Și sunt milioane de oameni care o să urmărească videoul și dai seama ce bine ai făcut la toți. Da, chiar. Numai că n-am vrut să merg pe video pentru că suntem persoane publice și să... Dar nu se vede, nu e panou. E panou fix. Dar asta se întâmplă că femeile frumoase nu se pot aduce, să vine Dumnezeu și le arată una de roză. Da, păi 2000 și ceva am fost femeia anului și atunci... Da, femeile de carieră. Mulțumesc! Sărmâna! Altă întrebare, nu fugiți! Dar tot ce mai are... Mai ajutați-ne cu întrebări! Dar cum se numește, doamnă? Cum vă cheamă? Tatiana! Rodica! Rodica, mai stai aici și pune întrebări. Doamna Rodica, vreau să vă mai spun încă o chestie. Având în vedere că nu ați zis că nu ați citit cărțile... De ce fugiți? Acum recent au aflat de mare. Deci eu acum în urmă cu ceva săptămâni am văzut. Nici nu-i timpul să le citești în timp. Sigur, dar vreau să spun numai că... Am vrut să-l văd. Noi ca și femei venim pe lume cu rolul de a iubi, de a dărui, de a sluji pe celălalt. Asta înseamnă că trebuie să așteptăm mult în schimb. În momentul în care așteptăm ceva în schimb, este o afacere. Și a făcut să fie drumul spre Budapesta foarte scurt. Iar în timp ce mergeam cu mașina, m-a sunat fratele meu din România să mă întrebe cum sunt. Nu prea face treaba asta. Deci te-ai schimbat tu și pe canale sensibile, nevăzute, da. Au început și ceilalți să se schimbe. Așa m-a întrebat cum sunt, așa e cum sunteți. Pe tine când? Pe mine, da. Având în vedere că înainte să moară tata, cu o lună de zile, noi știam că e foarte scurt timpul și
Am făcut contract și tot ce avea tata, pământul și tot le-a lăsat fratelui meu și eu n-am știut despre lucrurile astea. Am aflat la un an de zile după ce l-am înmormântat pe tata, când m-am dus să-i fac împărăstasul ăsta, ce se face ritualul acesta acasă. Și atunci am găsit o hârtie și am întrebat pe mama că ce e asta și mama a zis că nu știe și zic, ați făcut contract așa? Zice mama, da. Am zis, ați făcut lucrul cel mai bun pe care putea să-l faceți. Și când m-am întors în Budapesta, i-am spus la Imre și Imre mi-a spus că tu ai tot ce trebuie aici. Nu-ți trebuie ție nimic din România. Și am început să fac rugăciuni, să-l rog pe fratele meu dimineața când mă trezeam mental, iartă-mă dacă te-am supărat cu ceva. Iartă-mă dacă te-am supărat cu ceva. Iartă-mă, te iert, te iubesc, să mulțumesc pentru tot. Dimineața când mă trezeam, spuneam asta. Iar la tabără s-a întâmplat ceva, deci mi s-a deschis aici, în suflet, simțeam că îmi fierbe inima, că dă pe din afară, era o fierbințeală care simțeam aici în inima mea, nu știu dacă ați simțit. Și atunci am bea așteptat să ajung acasă să-i spun lui Imre să mă ierte. Deci mi-am dat seama cum eu pot, dacă eu cu energia mea am spart televizorul, se crapă becurile, eu cu energia mea feminină, el a construit o afacere, casă, mașini și tot, eu cu iubirea mea pot să fac asta, adică eu pot să iubesc pe omul ăsta și Doamne ajută-mă și îți mulțumesc. Și are licărirea aia care o văd în fiecare dimineață și este ceva fantastic. Și cum a reacționat el? El a spus bine ai venit acasă. M-a îmbrățișat și a spus bine ai venit acasă și am plâns amândoi, unul în brațul la celălalt și a spus că bărbatul pe mine tu nu mă poți opri. Că eu știu ce vreau. Tu nu mă poți trage pe mine în jos. Tu dacă vrei să rămâi pe drumul meu cu mine, rămâi. Dacă nu, e treaba ta. Super. Dar pe mine tu nu mă poți trage în jos. Pentru că eu de asta n-am putut să trăiesc cu mama mea. Așa mi-a spus. Pentru că mama mea nu mai critică, nu mai l-a criticat pe tata. Și eu n-am nevoie de criticile ei. Și eu o simt, zic, tu ai simțit? Da. Am simțit-o pe mama mea. Și tu de asta ai rămas atât de mult lângă mine. Nu suntem căsătoriți, suntem de 20 de ani împreună. Și de asta ai rămas lângă mine, pentru că tu nu ai încercat să mă schimbi. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dar mă bucur că ai revenit acasă. Și a zis doar atât că trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem, că avem tot ce ne trebuie, nu ne mai lipsește nimic. Vine și pe el la Moise. Nu știu dacă vrea să vină, pentru că eu citesc destul de multe cărți și am impresia că eu ce citesc eu înțelege el, nu știu cum să spun, parcă îmi vorbește din cărțile alea pe care eu le citesc, mă uit la el și îi spun, tu ești Dumnezeu. Eu tot timpul îi spun, Gerei de Genichem, Genichem este geniul meu, vine aici geniul meu, așa îl mai răsfăț, sau Dumnezeul meu, acum așa îi strig, unde ești? Bine ai venit acasă. Sau dacă acum, joi seara, a fost la apă termală cu prietenii lui, cu amicii lui din copilărie, are o zi pe săptămână când se întâlnesc și se duce la apă termală și îmi strigă când intră în casă. Am sosit, am venit acasă, unde ești? Și mulțumesc cu recunoștință. Mulțumim. Dar am luptat mult, că mi-au adus și găini acasă. Găini? Adică? Mi-au adus 5 găini acasă. Și? Și găinile alea au făcut găini mai mici. Și oi am avut acasă. Și oi? Da. Și ce mai aveți acolo? Acum avem un câine. Da. Și câte găini? 10 găini am. Da. Și un cocoș, nu mai un cocoș. Dar cocoșul ăsta numai dimineața la ora 6 îl mai aud. Deci până acum că Maria râde. Nu mai puteam să dorm. Doamne, ajută-mă că să înțeleg de ce am atâția cocoșe, tot cucurigul. La 1 cucurigul, la 11 cucurigul, la 1 jumate, când unul, când celălalt. Nu mai pot. Striga trezire. Și el nu zice nimic. Cocoșul. Nimre.
El nu zicea nimic. Și a observat că cresc aceste animale și trebuie să facem ceva cu ele. Și s-a dus odată la pescuit, l-a invitat cineva la pescuit, deci discutasem că trebuie să facem ceva cu cocoșii. Și l-am sunat. Și am zis, Imre, a venit Mariana la noi. Mariana este o româncă din moldoveancă care nu pricepe cu găinile, tai gâtul, le picicălește. Eu nu pun mâna pe găini, eu am fobie de găini, sunt frumoasă, la revedere, mie mi-a sărit cocoșul în cap și sunt drăguțe acolo unde sunt ele. Eu mă duc și iau ouăle de la ele, dar le hâșă, le dau mâncare mai încolo și așa le iau ouăle. Și zic, a venit Mariana, zic, ce zici, ce facem cu cocoșii ăștia? Arăta ce să-i taie. Dacă vrea taie, spune-i să-i taie. Deci am primit îngăduință, primesc îngăduință de la tine să-i taie. Deci îi cer voie întotdeauna. Da, îi cer, acum cer voie. Da. Și zice, da, taie pe toți. Bine, zic, nu, numai nouă tai. Zice, bine, numai nouă pe ăia care sunt împănați, nu-i tăia. Lasă că, zice, pe ăia i-am promis doi lulevente la colegul lui, dar unul pentru el și unul pentru noi. Și atunci mai rămâne numai unul. Da, mă zic, pe ăsta l-accept. Și zice, ok. Și am tăiat cocoșe. Am rămas măcolo? Da. Și am un cocoș care numai... Nu, am 9 găini și un cocoș. Și ăla cântă, dar cântă, o cântaie noaptea, nu știu, dar eu numai la 6 dimineața îl mai aud acum. Și mă trezesc și la 6 dimineața mă trezesc. La 9 găini fericit. Și când auzeam cocoș, ea Maria îmi zicea, este un cocoș fericit. Păi, la nouă găini, haide! Acum, la Liza... Da, că mai îl văd așa și zic, ia uite, acum s-o dea jos de pe găină, acum urcă pe cealaltă, acum așa. Și el zice, către mine, ce ești invidioasă? Da, el zice, e bărbat, da, bravo lui, n-am nimic cu el, drăguț de el, găinile fac ouă, e ok, nu mai cumpăr. Da, și în următoarea secundă zice, ia uite ce frumoasă e grădina noastră. Zic, am învățat multe de la el, foarte multe. Omul ăsta, în tot lucru, dacă e un lucru, o casă urâtă, el o vede frumoasă. Zice, vai ce frumoasă e casa asta. De aceea reușește în viață. Da. Nu vede niciun rău. Și dacă vine cineva să-i ceară bani împrumut, el nu poate să spună că nu dă. Și dacă nu-i mai aduce înapoi, îmi dă Dumnezeu pe altă parte, așa zice. Corect. Acum la spălătorie, de când mă întorc din cameră, da, când mă întorc din tabără, mi-mi place Snickers. Nu-mi place atât. Nu mănânc ciocolată, dar când mănânc, îmi cumpăr un Snickers sau un Twix. Foarte rar mănânc ciocolată. Și m-am dus în depozit și am luat o cutie de ciocolată și le-am dat la o cutie întreagă, deci cât 24-25 de bucăți. Și la băieți le-am spus de astăzi înainte, la toți vendig... La toți oamenii care vin să spele mașini, când plătesc cec, când plătesc la clienți, mulțumesc. Le dai un Snickers. Și s-au bucurat. Înainte le dădeam Coca-Cola și le mai dădeam Hell, că știam că le place Coca-Cola și Hell-ul ăsta. Dar acum, da, eu le-am dat că știam că lor le place. Dar acum am zis, dar atunci am zis, le-am dat, zic, asta îmi place mie, ia să le dau și la alții. Și s-a bucurat foarte mult. Și s-a dublat munca la băieți. S-a dublat, adică a venit mult mai multe, da, mult mai multe. Livia, spune și de cărți. Poftim? Spune și de cărți. Da, cu Moartea, morții și desăvârșirea. Aoleu, să nu omiteți să citiți cartea asta. Da, așa este. Mi se face pielicărie, mi se face piliac de găină când deși acum am citit-o.
citeam cât puteam să citesc o jumătate de oră, o oră, penele suflete, nu puteam să cred cum așa stau sufletele acolo, deci numai omul ăsta se duce numai în jos și coboară numai în jos și oameni fără capete și oameni fără mâini, dar el nu urcă în sus, acolo sus nu sunt oameni. Cum poți să ieși de acolo? Cum pot sufletele astea să iese de acolo? Deci este un șoc să vezi că ești în viață și că nu faci nimic pentru sufletul tău, te preocupă numai să câștigi, să ai, să-l jignești pe celălalt, să nu te gândești ce faci cu sufletul tău, pleci din viața asta și dacă ajungi acolo, oare câtă veșnicie stai acolo? Că nu știe nimeni cât stai acolo. Cum mai poți tu să ieși de acolo? Deci acum când sunt în viață, acum ai timpul, deci acum mai pot să fac ceva pentru mine. Și mai tare mă ambiționez și spun, iartă-mă, mulțumesc, mă duc pe trecere de pietoni și mă întorc cu mâinile și fac așa către șoferi, îți mulțumesc că m-ai lăsat să trec. Vin, am boschetari care vin la spălătorie și mi-e drag de ei și dau să mănânce. Și după ce îmi spune boschetarul, pe mine mă cheamă Robert și sunt din Arad. Și mai am un boschetar unde mă mai duc și la ăla din când în când și îi mai duc prăjit, dacă doarme, le las acolo pe băncuță lângă el și mă așez cu el pe băncuță și mă povestesc cu el. Noi punem masa la boschetarul de la spălătorie și ne pune nouă. Deci vine la noi pe terasă și se pune și mănâncă ce mâncăm noi. Dacă face prăjituri acasă atunci, la prăjituri de tot. Deci ce mănâncă, mâncăm noi, atunci mănâncă și el. Și tu faci la fel? Mie mi-e mai greu. Da, mi-a spus mamă, da. Mamă, să știi că după, mamă, să știi că m-am dus și am dat mâna cu boschetarul tău și nu mi-a fost frică și nu mi-a fost nici jenă și scârbă să dau mâna cu el. Eu am învățat ceva foarte bun de la omul ăsta. Că a venit odată după bani la noi și i-a spus că să-i dau 500 de forinți. Și am spus că, uite-te, omule, eu îți dau 500 de forinți, dar nu îți dau 1000 de forinți, dar te rog frumos să nu mai vii. Că fiind tot atunci a venit la noi când nu trebuia, adică noi simțeam că atunci vine când nu trebuie. Mai ce face Dumnezeu? Da. Și am văzut că și băieții care lucrează cu noi se uită la mine că e frică la om de mine și eu mă simțeam un pic așa, împăiat, că e frică de noi, cocoș, da. Și a venit odată omul cu frică și a spus că nu vreau să cer bani de la voi, vrei să-ți cumpăr ceva de la magazin, că mă duc la magazin. Și am spus, am început să plâng că ce am făcut cu omul ăsta și mi-a părut foarte rău. Atunci l-am luat în brațe și am spus că să mă ierte cum am comportat cu el și mi-am spus că nu, dar i-am mai dat o mie să se ducă la magazin să-și cumpere ceva, dacă se tot duce. Și de atunci eu nu l-am mai văzut. Că nici n-am mai lucrat, dar n-am mai fost acolo. Pentru asta e lecția, da, care ți-a dat-o. Nici n-am mai lucrat acolo așa mult, n-am petrecut așa mult timp acolo, când lucram în altă parte, dar când mergeam acolo putea să mi-l aducă Dumnezeu, să fix atunci când eram eu acolo să mi-l aducă, dar nu m-am mai întâlnit cu el. Dar atunci am conștientizat că ce am făcut eu și ce frică am băgat în omul ăla sau nu știu, și să vină la mine să mă întrebe un Dumnezeu că mă duc la magazin, nu vreau să cer bani, mă duc la magazin, vrei să-ți aduc ceva. Și deci m-am minunat, m-am lăsat-o din mână și l-am luat în brațe, că m-am plâns în fața lui. Atât am vrut să spun, doar. Apropo de acest boschetar, cum am apucat să strâng chiștoace și să curăț în stradă și să dau cu grebla, și vinea la mine și îi dădeam bănuți, îmi zicea de bănuți, îi dădeam cât îmi zicea el. Sau îl întrebam dacă ți-e foame. Nu ți-e foame, nu vrei să mănânci? Și zicea că ba da. Și m-a găsit în stradă acolo și a venit la mine să mă întrebe dacă nu vreau să mă ajute. Și am zis că nu, că vreau să fac asta singură, dacă îi mulțumesc că dorește să mă ajute. Și a zis că tu ești cea mai tare. Pentru că tu ești două mâinile, că tu ești cea mai tare. Și am observat că zice, vine într-o zi la mine și zice, nu mai beau. Ți-am promis că nu mai beau și nu mai beau. Zic, mă bucur pentru tine. Da, țigări. Hai să-mi dai. Și zic, fii atent, eu nu fumez.
și n-am de unde să dau țigări. Dar fii atent, îți dau cât costă un pachet de țigări. Costă 600 de forinți. Nu, ia aici. Du-te și cumpără-ți un pachet de țigări, dar l-aduci la mine pachetul ăla de țigări cu mine. Sughis mi-a adus pachetul, l-am desfăcut în fața lui și am zis câte țigări dorești în pachetul ăsta. Și el și-a luat, zice, 4. Bine, mi-am dat 4 țigări. Cafea vrei? Da, vreau și o cafea. O vreau și o cafea și zic că când mai ai nevoie de țigări, uite, am aici pachetul, vezi, e al tău. Și îți dau cu drag. Dar eu nu fumez, dar am o țigară pentru tine. Dar să încerci să fumezi mai rar, așa cum ai făcut cu băutura. Și parcă s-a venit, o mai tot venit, s-a terminat pachetul și după ce s-a terminat pachetul, nu mi-a mai cerut țigări. Și vine, vine numai să, numai să mă vadă. Am venit să te văd. Ce m-ai învățat de la soțul tău? De la soțul meu? Învățat ceva interesant. El este... Deci el are propria lui afacere, da? El se ocupă cu construcții și construiește case. Și pentru o firmă destul de mare de medicamente din Ungaria. Proprietarul firmei merge la el în casă și se bucură enorm de mult că un om care are atât de mulți bani, trăiește într-o simplitate de plină, are un respect deosebit pentru omul respectiv, iar acest domn are angajat directori acolo la firmă și cu directorii lucrează Imre. Și el, când vorbește despre ei, le spune și ăștia sunt șefii mei. Deși el este propriul lui șef, că firma lui face mai departe și el spune că ei sunt șefii mei. Și atunci am observat, ia uite, că și tu ai și noi avem bani și noi avem o grămadă, dar el, ei sunt șefii lui. Și tot, în tot lucru, când am cumpărat spălătoria asta, era o dărăpânătură. Și toți prietenii mi zicea, Imre, vinde-o, vinde-o, câștigi încă 1.000.000 de forinți, 3.000 de euro, cât câștigi la ea și gata, vinde-o. Ce-ți faci bani aici? Asta îți mâncă bani. El i-a ascultat pe fiecare de acolo, seninătate de parcă văd pe dumneavoastră. Mi-a ascultat, el avea visul lui, deci el vedea în cap spălătoria și îmi zicea, dar eu o văd. Îmi zic, ok, dacă tu o vezi, atunci mergem mai departe și facem spălătoria. Și 2 ani de zile am spălat mașini eu. Eu cu Norbert și cu celălalt fecior. Cu feciorul lui. Pentru că în momentul în care am cumpărat spălătoria cu toate aprobările, când au trecut pe numele nostru, nu am mai primit drept de funcționare, deci nu puteam să o închidem și să o construim, să o reconstruim. Nici nu aveam voie să stricăm clădirea, nici să o mărim, nici să-i facem nimica. Și ca să ne rămână aprobare, a trebuit, așa, în 2 ani de zile am construit spălătoria automatizată, lucrând la spălătoria manuală. Și eu am mers în fiecare dimineață și am spălat mașina. Iar seara la ora 5, deci 9 ore în fiecare zi, iar seara la 5, mergeam acasă, făceam cumpărăturile, mergeam acasă și găteam. Deci acolo probabil patronii toți fac munca aceasta, nu? Nu fac toți? Nu, dar eu am fost... eu am crezut în el. Deci am crezut în visul lui, el a crezut în el și în visul lui a zis că el crede doar în el. Deci el nu crede în oameni, nu crede el, crede în ce știe el aici. Și eu am crezut în el. Și am reușit. Iar spăl și toaleta după boschetare. Spăl toaleta? Da. Am un teras, acolo avem un dozător de suc și un dozător de cafea și sunt și sandwich-uri acolo și este și o toaletă, pentru că el a zis așa, dacă trec pe aici bărbații cu soțiile lor sunt însărcinate sau cu copii, ce fac copiii ăia sau femeia însărcinată trebuie să meargă mai repede la toaletă, aici ea are unde să se ducă și a făcut o toaletă acolo. Și ce am mai observat la spălătorie, înainte să vin la cursuri sau să aud, poc-
tâlcânea, se strica în continuu telefoane, nu funcționează, se defecta ceva. Ori acum m-am și mirat că de când m-am întors din tabără, spălătoria asta funcționează non-stop și nu i s-a întâmplat nimic. Nu s-a stricat nimic la ea. Și mă duc și vorbesc cu ea dimineața. Când ajung colbună dimineața, locul meu de muncă, înainte nu era așa. Va, iară, sunt aici. Oh, acum nu mai e așa. Merg cu dragă. Am învățat să iubesc ceea ce nu iubeam. De unde? Nu știu, e aici. Vine de aici. Vine de aici. S-a schimbat pe la tine ceva? Da. Atunci? Da. Frumos. Da, văd în dragul lui față de mine, așa, mă, și când mă îmbrățișează, parcă e drag de mine. El îmi spune micuța mea. S-a întâmplat ceva. Nu mai știu dacă mai aduc aminte ceva, v-am spus și cu găină. Mulțumesc eu. Iurelia, ce transformă s-au întâmplat în viața ta, dacă poți să ne spui, datorită ție? Cum e manipulat pe ceilalți și pe susul tău mai ales? Anul trecut, aproape pe vremea asta, eram la o distanță foarte mare de ceea ce pot să trăiesc acum. Tot la fel a fost și la mine, ca și la Silvia. După tabăra de la Moisei de anul trecut, mergând acasă, soțul era acasă, mă aștepta. Și deși era duminică, am luat geamantanului de haine cu care venise dintr-o delegație și l-am spălat cu mâna și m-am trezit așa că le strângeam în brațe, că le puf și le-am întins, era ceva, deci nici nu știu ce făceam, doar că mai spre seară, el trecând acolo, făcea... ce frumos ai spălat hainele! Și zică minunat! Dar asta a fost așa, un foarte mic exemplu, că de fapt nici nu mai știu, în fiecare zi, deci în fiecare zi sunt alte și alte conștientizări și ceea ce vine înspre mine din exterior mă arată cumva că se fac de îți transformă din interiorul meu și în relația fiicei noastre cu soțul ei schimbat relația cu părinții mei, cu mama mai ales totul. Acum ce mai am așa un micuț cu ce nu reușesc să fiu sinceră total cu soțul în ceea ce fac, de exemplu, în tabăra iubirii. De ce nu pot să spun? Cumva eu am crescut așa ego până în cât Himalaya făcând dezvoltare personală și în perioada aceea el tot timpul mă ironiza, deci atunci îmi zicea coach. Coach. Și la un moment dat a fost un am aplicat pe un post de coach prin coach în bancă
Am luat, dar am făcut-o doar ca să demonstrez că asta e o meserie foarte importantă, pentru că și organizațiile mari au acest post, deci ca să-i demonstrez pe lui. Și nu știu dacă are legătură cu asta sau cu ce, că în continuare eu nu pot să fiu total deschisă. Deci acum am spus, de exemplu, că mă duc la Părintele Arsenie Voca. Apoi am spus că e tabără, că m-au auzit, vorbind la telefon, m-au auzit că m-au salutat fetele de la Cluj. Și a zis, că ce-i acolo? Am zis, e tabără, cum a zis. Iarăși cum a da, nu știu, poate Cristina observă să-mi spună ce... Așa. Ce? Păi eu cred că ești atașată inclusiv de tabere. Deci nu vrei să te refuze să se dă și să-ți interzică tu din tabere. Și atunci acum, dar toate provin din relația noastră cu Dumnezeu. Și acolo e ceva, dar asta nu e ceva, cum să spun, ceva nefiresc în ziua de azi. Pur și simplu să o identifici, dar de acolo vin. Adică tu ceva vrei să mi se vadă? Un lucru ascuns? Cine știe ce sau de ce? Și un atașament de rezultat. Dar dacă ție nu ți-ar fi teamă, ce zice? Și nu te-ar interesa, dacă nu te lasă în tabul, tu lasă, nu vin tabul, lasă, ne descurcăm și pe la tine, tu o să vii mereu. Da, da, tu o să vii mereu, adică tu nu știi. Dar asta e o gradație, poate nu poți din prima, așa, acum, după ce tot timpul ai vrut să fii, cauți... Coace. Da. Ne apropiem de focul de tabără. Băieții sunt rugați să alerge după lemne și să-l facă. Cred că e făcut. E făcut? Da. A, mergem la el atunci. Acum, Cristina, ultimă concluzie la seara aceasta minunată. Ce ne poți transmite nouă, ce ar trebui să facem ca să ne băgăm mințile în cap sau să nu le băgăm în cap, să le scoatem afară? Da. Păi, ca să începem așa, în primul rând am zis că ar trebui să ne liniștim puțin ca să înțelegem lucrurile astea, să ne liniștim, să le pricepem așa că am înțeles pe două sau am fost învățați pe două sau așa. Doi, să facem ceva care e proactiv, adică să facem deja lucruri, nu să facem doar mental, sau doar, pur și simplu, cum face Raul, cum face toată lumea, să punem în mișcare energia asta nouă, informația asta nouă, adică nu așa trai pe vătrai cumva într-o contemplație. Cred că dacă înțelegem că suntem aici pentru celălalt, se rezolvă foarte mult. Foarte important, deci pentru celălalt, nu pentru noi. Pentru celălalt. Super. Da, deci cred că dacă înțelegem lucrul ăsta și moment de moment încercăm, dar nu, cum să spun, nu seara să ne amintim ce am făcut toată ziua, pur și simplu trebuie să ni se aprindă un beculeț înainte de o întâlnire cu cineva. Adică degeaba noi seara ne analizăm, am făcut bine sau nu am făcut bine și ne lăsăm așa la voia întâmplării, că reflexul nostru e să nu avem grijă sau să nu fim foarte atenți sau să nu fim pentru celelalte sau. Și atunci dacă știi, înainte de a te întâlni, îți propui să fii pentru celălalt. Și făcând lucrul ăsta mereu și mereu și mereu, reușim. Mulțumim, Bogdan, ultimul. Ai spus cu cum manipulăm noi oamenii și o să o experiență aminte. Eram la o discuție și era sticla de apă pe masă și n-aveam pahar. Primul gând a fost că mi-era sete și că să cer pahar, dar a fost intervenție. Și în momentul acela am renunțat la binele personal, adică să dea bea apă, și am renunțat la acel gând și am intrat în liniște. În momentul când n-am mai vrut, atunci s-a ridicat și mi-a adus pahar. Deci cum manipulăm realitatea, să nu intervenim. Cu liniștea noastră manipulăm oamenii. Deci cu pacea manipulează oamenii. Să nu vrei nimic pentru tine, da, și atunci primești totul. Da. În dar. Și mai atunci rămâne. Să schimbă realitatea, mă. Da. Super. Mulțumim. La focul de tamă. Și eu vreau să mai întreb ceva. Ah, bine. Yes. Spune. L-am zdrobit. Vreau să vă întreb, are legătură cu întâlnirile astea sau discuțiile online între fete și băieți? Vorbesc cu cineva pe Facebook
și cred că m-am îndrăgostit, adică nu ne-am întâlnit încă fizic, vrem să ne întâlnim și eu cu el și el cu mine, dar nu ne-am întâlnit încă și numai din câte știu, din experiența mea, totdeauna online îți formez altă părere decât realitatea. Dar tot simt că e o energie foarte masculină care îmi place la el și mi-ar plăcea lucrul ăsta și ar fi ok în momentul în care mă întâlnesc cu el, adică vreau să mă întâlnesc, dar să nu-mi fac așteptări de la el, să încerc să nu-mi formez o imagine în minte care clar poate să fie falsă și să aștept să văd ce este el de fapt, ce poate să ofere. Și verificarea să dureze un timp cât mai îndelungat. Da, acum depinde. O lună, două, trei, nu știu. Nu, un an, doi, trei. Un an, doi, trei. Pentru că așa îți dai seama cum e omul celălalt. Nu? Așa este, Cristina? Da, da. Asta e. Trebuie să nu ne grăbim în absolut orice facem. De acolo. Adică, dacă înțelegi cât e de importantă relația asta pentru tine, dacă înțelegi cât e de importantă relația asta pentru tine, foarte importantă, vitală. Adică este relația prin care tu o să-ți manifesti, cum să spun, raportarea ta la Dumnezeu. Iubirea asta, acolo trebuie să o manifesti. Atunci este foarte clar că trebuie să fii într-o atenție, astfel încât să fie asumată, adică să te asumi, să știi că este persoana în fața sau pentru care tu cumva devii una cu ea și tu faci lucru pentru doi și înțelegi orice ierți, orice accepti, orice susții, orice ești acolo pentru celălalt, adică dispari din peisaj, adică atât de, cum să zic, atât de puternică trebuie să fie asumarea ta, nu așa pur și simplu luată de valta să nu știu ce, pentru că dacă tu decizi că aceea va fi relația în care tu, mă rog, vrei să intri, tu acolo să fii încercată cu lucrurile astea. Adică că ne dăm seama sau nu ne dăm seama, noi suntem puși în situații respective și atunci e mai bine dacă știi dinainte, îți asumi și în momentul în care ești încercat, îți reamintești că ai fost de acord cu lucrul ăsta. Pentru că nu e așa. Adică raporturile noastre cu bărbatul, care raportul nostru cu divinitatea, zic încă o dată, trebuie demonstrate. Nu e așa că tu știi, te-am învățat și... Și vreau să spun și ceva, dacă relația rezistă în timp, 1, 2, 3 ani de zile, de-abia atunci există iubire. Deci trebuie neapărat durată, verificată în durată, mai ales pentru femeie. Nu are voie să se arunce imediat pentru că nu... Înțelege. Ea este vulnerabilă, se îndrăgostește ușor, dar trebuie să verifice lucrurile. Și dacă reușești să mai faci și o ceartă, ceva, vezi cum se comportă. O provocație. Da, o provoci. Și atunci vezi ce fel de om ai în față. Dacă el rezistă la timp, în timp, la 1, 2, 3 ani de zile, atunci te iubește. Altfel nu rezistă. Dacă poate să aștept. O să mai spun ceva? Când Norbert a împlinit 7 ani, m-am mutat din Ungaria acasă să-l dau la școală în România, la Sibiu. Și 9 ani de zile a venit Imbre la noi în România. 9 ani. Deci uite un exemplu minunat, 9 ani. 9 ani de zile a venit la noi în România. Lună de lună. Deci dacă nu... Când era Paște, Crăciun, vacanțele de vară, mergeam noi acolo, stăteam cât avea Norbert vacanță, iar eu la salon aveam închis salonul și când nu puteam noi să mergem, venea el la noi, dar nu am fost despărțiți mai mult de o lună jumătate în acești noi 9 ani de zile. Și atunci era autostradă numai până la Seged, iar de la Seged el venea pe drum european până la Sibiu. Deci dacă bărbatul are puterea să se sacrifice, nu? Acela e ales. Da, da. Da. Atunci am știut că mă iubește. Deci că vine pentru noi, pentru că mă iubește. Dar când ne-am mutat la noi, la el, la Budapesta, atunci mi-a fost greu să renunț la acest ego de care vorbiți aici. Foarte greu. Foarte greu. A durat 7 ani.
noi, Cristian, discutam la Craiova despre broscoi. Deci dacă femeia are curajul și puterea să accepte un broscoi, da, atunci broscoiul se va transforma într-un prinț. Da. Femeia trebuie să înțeleagă că ea are tot ce are nevoie ca să accepte inclusiv un broscoi. Adică nu este ceva ce noi trebuie să facem supranatural. Noi avem în noi aceste capacități de a iubi în felul ăsta, de a ierta în felul ăsta, de a accepta, de a îngădui, de a sluji, de a... le avem pe toate astea noi, decât că ne-am deformat un pic. Atâta tot. Da, suntem. Greșeala fundamentală este graba. Da, nerăbdarea. Nerăbdarea. Da. Trebuie să stai cu el, să petreci timp ca să vezi ce om este și mai ales să-l verifici în situațiile limită, cum se comportă, că acolo se vede. Da. Dacă el într-o situație limită este bun, blând, îngăduitor, la infinit, acela este prințul. Da. Adică pe segmentul ăsta cu răbdarea, inclusiv eu, în foarte multe privințe, nu numai în relații, am fost foarte încercată. Adică până am trecut niște teste, a trebuit să dovedesc că, nu știu, 2, 3, 4, 7 ani, 14 ani, am exact aceeași stăruință, exact aceeași așezare, exact așa, perseverență, permanent, da. Pe de altă parte, perseverența la bărbat este o virtute extraordinară și fermitatea, și femeia vede lucrul acesta și se poate baza pe el. Dacă bărbatul este slab, nu își urmărește scopurile și mereu ascultă de ea, nu e cum trebuie și se va dezamăgi. Da, cumva așa și trebuie să le alegem cumva, sau nu știu cum, să ne conducă într-un fel sau să ne lăsăm conduse, pentru că altfel va fi foarte greu, fiindcă natura noastră, care e așa cumva către pământ îndreptată, ne face să, și fiind așa capabile noi, ne face să vrem să conducem noi. Și atunci doar o forță care ni se opune poate să ne țină în limite normale. Și vă să spui, cu cât bărbatul se opune mai puternic femeii, cu atât acel bărbat este cel ales. Da. Și cel mai bun. Da, da, da. Și cu cât noi ne supunem mai ușor acelui bărbat care ne supune mai tare, cu cât o facem mai ușor, cu atât mai tare sporim. Da. Super. Da. În ce măsură alegerea e conștientă, având în vedere că bărbatul e corector pentru femeie? Adică nu știu cât de mult aleg pentru că este exact așa cum vreau eu. El va fi în funcție de cum sunt eu, nu? Corect. Și atunci, care-i sensul să-l pun în situații limită sau să-l văd cum reacționează sau nu reacționează? Pentru că va reacționa în funcție de mine, nu? De ce nu lași femeile să își manifeste naivitatea? Pentru că numai așa, în naivitate, există dragostea adevărată. Lasă-le să creadă că ele aleg. De ce vrei neapărat să intri pe nivelele acestea ultimele? Că astea sunt nivele puternice. Ok, deci oricum alegem pe vibrația pe care suntem. De ce avem nevoie, aia luăm. Întotdeauna. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Da. Am fost la Sâmbăta de Sus și era o doamnă care se ocupa de copii cu handicap. A fost foarte interesantă discuția, pentru că ne-a povestit și în mondul de tot ce ne-a povestit despre copiii cu handicap, rezulta că ei sunt mult mai evoluați decât noi toți ceilalți, inclusiv educatoarele. Adică noi suntem cu handicap. Exact. Și ieșea ca și concluzie că, de fapt, educatoarele, ei au învățat la facultate că ce să facă ca să îl îngrijească pe el, dar este invers. Ele deci educatoarele aveau totul de învățat, pentru că comportamentul copilului cu handicap era nivelul ultim care se poate atinge pe pământ. Adică, de exemplu, nu se apărau niciodată, nu știau decât să dăruiască, niciodată nu se supărau, lucruri din acestea care sunt un ideal. Deci, de fapt, ele aveau ce să învețe de la copiii cu handicap și nu invers.
Pe de altă parte, îi străgeau din ele iubirea, în sensul că îngrijindu-i, că nu se puteau ridica din pat, că aveau dizabilități, trebuiau să sară să îi ajute, le învăța pe ele iubirea, orice-a fi. Exact asta se întâmplă și la tine, la Școala de Sfinți. Este una dintre cele mai înalte școli de pe pământ, să îngrijești bătrânii și copiii. Și dar dacă poți să ajungi să ai grijă de copii, cea mai frumoasă meserie posibilă. Cum este? Așa este? Așa este, sigur că da, doar că faptul că noi de multă vreme punem etichete și gândim în anumite standarde, noi trebuie să avem curajul ăsta să dăm standardele alea jos. Deci, în primul rând, e o chestie de curaj. Să nu mai vrei să crezi toate prostiile alea pe care noi le știam de pe vremuri. Și aproape tot ce știam noi de pe vremuri e o mare prostie, în mică sau mai mare măsură. Și atunci trebuie să avem curajul ăla să dăm jos acele etichete. Că de aia zicem cu să întoarcem lucrurile, să dăm jos. Ceea ce am făcut și eu 30 și ceva de ani, le-am întors pe dos dintr-un extremism din ăsta, că voiam să merg pe contrasens și era foarte bine. Drept dovadă că am reușit cumva să ajung la un capăt. Deci, copiii ăștia ne ajută foarte mult, într-adevăr, nu? Nu ne convine să vedem așa lucruri, pentru că îi considerăm niște ratați așa pe aici, care ne încurcă. Fără să înțelegem că nu ne încurcă nimic. Că totul are un sens, că noi avem un sens, că absolut fiecare minut are un sens. Vibrează într-un anumit fel, întâlnirile au un rost, cuvintele, mesajele, tot. Apoi când ajungem acolo, măcar să-i vedem pe ei așa. Pentru femeie oricum este esențial să slujească. Adică este fantastic să poți să ajut, să poți să fii în folosul lor, să poți să te dăruiești acolo. Mai ales că ei chiar apasă butoane unele dintre ei, adică unii dintre ei, dintre copii. Da, dar apasă butonul educatoarei. Da. Acolo unde are ea o problemă, deci la fix. Dar educatoarea nu înțelege că ea e educatoare cu... Nu, ea este cea educată. Da. Și că ea este acolo datorită unui întreg proiect. Adică noi vedem numai ultimul lucru. Eu acum sunt educatoare. Na, na, na. Nu sunt educatoare, sunt de educat. Da, sunt de educat, normal. Da, da, da. Dar eu întreabă... Și îți dai seama, ești educată pe gratis. Exact. Ce doar de la atâția oameni. Mai primi și bal ca să fii educată. Exact. Chiar de aceea eu câteodată consideram că nu este chiar slujire sau dormire, pentru că primești bani și Italia sau și alte state plătești bine meserile acestea. Da. Și despre ce spune dumneavoastră, exact la asta mi se întâmpla deseori la serviciu, că erau poate cazuri de copii care aparent erau letargici, deci aveau anumite funcțiuni dar fiziologice, dar nu aveai de la niciun semn, niciun... Și după ce am cunoscut învățăturile, deci întrebările pe care anumite persoane și le puneau, că dar ce sens are persoana asta, eu ziceam, știi, pe mine mă învață să încetinesc, să fiu prezentă și unde nu am un mesaj din cealaltă parte, că se vede prezența, un feedback, sau că se simte asta, dar eu o simțeam, unde o simțeam, mă întorceam acasă și nu reușeam să dorm, sau când credeam că dorm, în câmpurile mele erau exact copiii ăștia. Deci, ei mă duceau pe mine în cutie. Dar o simțeam și înainte de învățături și nu reușeam să explic în cuvinte de fapt ce se întâmplă la nivel de suflet sau la nivel... Dar spuneam tot timpul exact, argumentam cum spune domnul Marius, dar uite, pe mine chiar mă ajută persoanele astea. Poate vedem noi, credem, sau valutăm numai ce vedem aparent cu ochii, dar există o lume care, sau cum spuneți dumneavoastră, domnul Marius, cum învățați, energiile din spate care se mișcă și cred că asta e cel mai important. Nu ce vedem cu ochii sau ce mai percepem cu cele cinci simțuri, ce se întâmplă în spate, în spatele ușilor închise. Pe care, da. Dar în spate e mai real decât aici. Exact. Sau cel puțin la fel. Decât că noi suntem limitați. Asta ne e greu. Și noi vorbim acum despre invizibil. Stăm ca așa și povestim despre ceva ce e invizibil. Dar nu e așa. E real. Adică dacă noi depășim forma asta, este real ce se întâmplă. Feedback-ul tot. E ca și cum suntem în altă lume. La fel de reală. Și tot pe aici trăim. Adică nu suntem deraiați.
Da. Foarte frumos, foarte frumos exemplu pe care a dat Maria cu fratele. Fratele dormea în pat și ea dormea pe jos în camera alăturată. Deci această mișcare de a te pune mai jos decât celălalt este o mișcare energetică extraordinară care îl împuternicește pe celălalt în același timp pe tine și mai mult. Adică îți dă o cantitate de energie foarte mare, subtilă, într-un timp foarte scurt, din care s-a putut face toate reușitele care au urmat. Operația, faptul că ai putut să obții buletin fără nicio problemă, adică toate barierele s-au ridicat. Dacă tu te puneai la același nivel cu el, nu mai aveai energie. Ne deci, pe el, acolo, noi, și toată lumea și pe aici probabil se supără că vorbim despre cârpă și supunere. Păi aia îți dă o energie așa de puternică din care se fac situații de mâine favorabile. Ce nu vrei? Da, nu. Și fetele mele s-au supărat. A zis, păi mama, cum îi dai camera aia? Dar pune-l pe el, că tu ai de muncit, să te odihnești. Bine, ele nu știau că făceam și înainte, chiar dacă era patul gol. Dar ce puțin lucru. Ce puțin trebuie să faci? Păi dacă ar fi domn toată viața numai jos, să mă chinui și să se ducă această energie creatoare înspre o ființă umană, înspre... N-avem chef, suntem comozi, n-avem chef, ni se pare umilitor, nepotrivit, da, ne place să trăim altfel. Adică, zic din propria mea experiență, din ce mi-erau complicate tot felul de lucruri, în momentul în care pui și începi și nu găsești, mai ales că e de natura femeii, adică cine să spele WC-urile, bărbații? Eu când aud că toată lumea se așa, cum adică, e clar că e o metaforă cumva, că nu ne pune nimeni mâine dimineață să spălăm toate WC-urile. Dar dacă s-ar pune problema, cine altcineva să facă? Cine? Cine altcineva să facă prin casă, curățenie sau nu știu ce. Am transferat toate chestiile astea la bărbați, i-am făcut gospodine cumva și niște harnice din astea de pe acasă și pentru că la noi e problema, nu se schimbă lucruri. De ce? Că noi trebuie să schimbăm primele. Aici e buba, la femei. Adică ei degeaba fac și ne ascultă și nu ne înțeleg și nu ne înțelegem nici noi. Dar totuși trebuie să recunoaștem că am deviat de la lucrul ăsta, de la a fi gospodine, a fi simple, a înțelege, a tolera, a nu face nazuri, la niciun fel de chestii pe care el le face între timp, până nu mai face la un moment dat. Dar cumva inabilitatea asta de a trăi în diverse situații, inconvenabile așa, ne-a pierdut-o. Și fără să avem nicio așteptare în schimb, asta este sensul. Dacă eu mă chinui acolo și îi vor reproșa vreodată, sau dacă eu sunt într-o stare de a aștepta vreo mulțumire de la el, nu, nici nu am nevoie să mulțumească el. Nu mai e, se scad, da, exact. Este la fel cu iubirea, că de aia nu primim nimic în schimb, cumva. Nu vedem rezultate. Pentru că iubim tot cumva, ori într-un anume fel, ori legat de niște condiții, fără să înțelegem că Dumnezeu contorizează decât aia care-i atât. Fără nu nimic. Numai, da, iubirea înseamnă să te pui sub în slujba celuilalt, deci să faci în pași înapoi. Există în Japonia un club al spălătorilor de WC-uri. Și acolo, în clubul acesta, sunt primiți numai oamenii care au poziții importante în societate. Da. Avocații sunt cei mai deși acolo la spălat WC-urile, judecătorii. Da. De ce nu sunt? Da, eu nu aș avea nicio problemă. Poate acum câțiva ani aș fi oamenii bogați și mai departe, doctor. Și bat la ușa omului și ce nu vă supărați, ne permite să vă spălăm WC-ul. Da. Și se face și abonament. Da. Da, tot e pe gratis. Și este un oraș în India cu cei mai, să zice că cu cei mai mulți sfinți pe kilometru pătrat. Se numește Rishikesh. Acolo am impresia că sunt două temple mari, temple cantină. Până la o anumită oră este cantină, după ora respectivă este templu. Cine credeți că servesc acolo? Și e vorba de cantități foarte mari, să zicem, hrănesc 100.000 de oameni pe zi sau mult mai mult. Chiar cred că am fost acolo și am văzut. Da, și stau acolo la coadă sărmanii sau oamenii care nu au unde să mănânce.
Servesc bogații. Deci bogații sunt cei care fac mâncarea și îi servesc pe ăștia. Și de fiecare dată le pune mâncarea pe o frunză din aia de palmier mare și gestul pe care îl face de a se supune, deci ăla bogat în fața celui sărman, îi face egal. Și atunci le scade orgolul și când le scade orgolul, de fapt, e un ajutor pe care și trebuie să fie și mai bogați. Da. Deci asta e tehnica, ca să poți să ai succes, trebuie să te pui sub celălalt, adică să te sacrifici. Jertfa trebuie pusă pe primul plan. Toate religiile lumii au jertfa la bază, dar noi nu înțelegem rolul ei extraordinar de puternic. Pentru că, spre exemplu, dacă Maria nu se punea jos, nu aveam puternicire, nu avea energie din care să facă reușita operației. Deci tot ce este dificil în viață se împlinește numai prin fapt, numai dacă tu în prealabil, deci înainte, te-ai lăsat jos. Eu când mă duceam la examene o săptămână, două săptămâni în sesiune, nu mâncam. Special mă puneam jos, mă încărcam cu această energie și apoi când mergea mâna la bilet, se ducea exact la ceea ce știam. Deci, era o manipulare. Da, știu principiul. Știu cum se face. Deci fiecare poate să facă asta, mai ales în situații critice. Și ce este minunat, că ce spui, Cristina, e natura noastră. Da. Deci lucrurile direct, naturale, sunt astea. Femeia să facă anumite lucruri, chiar dacă ne deranja. Ecoul nostru era deranjat la un moment dat, când am, cel puțin al meu, când am asimilat din feminism sau femeia ar trebui să aibă o carieră și iubirea de sine. Am avut anumite lucruri. Da, firesc, dar așa e civilizația actuală. Dar dacă revenim un pic, avem. Da, ia. Exact. În momentul în care punem în acțiune, se mișcă, exact cum spune domnul Marius, energiile astea și îți dau puterea și zici wow. Deci eu făceam aceleași lucruri pierzând energie și pe când acum le fac și mă încarc și încarc pe ceilalți și sunt tot timpul o bucurie și era de fapt numai o diferență de percepție. Faptul că înainte rezistam să fac anumite acțiuni, pentru că le găseam că sunt, faptul că sunt și o femeie care lucrează în afara casei și copiii și soțul și spuneam ok, sunt și copiii soțului și chiar dacă pe urmă faci anumite acțiuni, dar tot dintr-un spațiu de întreg, de iubire. Nu ne mai face ca și o supunere față de mine ca femeie. Și supunerea asta și cârpa, până nu o experimentăm, să ne dăm seama că, de fapt, nu este nimic, nu este o chestie umilitoare, este o putere. Eu o numesc acum o superputere. Aparent, pare că cedăm la nivel subtil, exact cum spui, ce nu se vede, la nivel deci de energie invizibilă, de lume invizibilă, este o putere care pe urmă se și materializează în, în lumea fizică. Și putem să o facem, nu că putem, este natura noastră să o facem. Cea mai mare putere a lumii și pe care o putem practica noi este să nu vrei lumea. Cea mai mare putere. Adică să nu vrei să reușești, să nu vrei să câștigi, să nu vrei să fie mai bine, adică să nu cauți ușorul plăcută, pentru că atunci și numai atunci, când nu vrei, orice dorință se poate împlini, pentru că nu vrei, nu te identifici cu eu și atunci divinul funcționează. El se ridică numai în momentul în care egoul se retrage. Deci dacă vrei să împlinești situațiile de viață, să fie cu succes, să fie o realizare, trebuie mereu să te retragi înainte, în prealabil, să fie o retragere. Discutam înainte cu Bogdan că așa de ușor putem să cădem. De exemplu, mâncăm o prăjitură și ne urcăm la volan și după aceea se ridică judecata, critica, neatenția și nu vei vedea toate mișcările care se întâmplă. Din cauza asta, samurai nu își permiteau să mănânce mâncare savuroasă, niciunul. Nu mai vorbesc de dulciuri. Trebuie să ne ferim culmea de lume și în general să ne ferim de noi. Deci de tendința pe care o avem noi spre patimă. Așa este Bogdan. Să ne ferim de... Nu contează, tu intri în subiect direct. Ce am discutat noi afară? Trebuie să faci ce nu-ți place. Ce nu-ți place. Ce-ți place să faci altuia. Să nu-ți cauți binele tău, comoditatea ta. Să alegi, când ai de ales, alegi ce nu-ți place. Alegi unde e greu,
sau o solicitare acolo. Și noi ni se pare că facem anumite treburi că sunt grele, nu că lucrul în sine e greu. Și faptul că eu gândesc că acel lucru e greu, critica mea, neacceptarea mea îmi face ca lucrul acela să fie greu. Pentru că eu pierd energie pe armele acele interioare. Și normal că o să mi se pară greu pentru că nu mai am energie subtilă. Îți execută definiția. Realitatea doar execută ce definiție ai pus. Nu că realitatea este rea, ci tu ai pus o definiție proastă. Ce simplu. Concepțiile noastre, astea da. Și dăm exemplu cu scările de la metrou, foarte lungi. În momentul în care îți iei gândul la faptul că urci niște scări, le urci automat și când ajungi sus, nu ai consecințele urcatului scărilor. Adică tu nu sufli deloc, ritmul respirației tale este la fel, deci nu, consecințele definiției respective nu există. Deci trebuie să existe întâi gândul că e, o să vezi ce greu e să fie când ajung eu sus, o să fiu epuizat. Dacă nu spui asta, nu vei fi epuizat. Dar atenția pe exterior și pe interesul propriu, acela te face să intri în gânduri. Deci cu atenția spre exterior, te raportezi la interesul personal. Și în momentul acela intri în gânduri, de a câștiga, de a lupta. Și există în Tibet niște poștași, se numesc Lugompa, care aleargă distanțe mari, kilometri întregi, chiar sute de kilometri, pe acest principiu. Își cuplează gândirea pe altceva și când aleargă nu simt oboseală. Același lucru este și acel, nu știu dacă e suedez, care stă în apă, în apă din aia înghețată și nu simte nimic. El nu face ceva deosebit decât își cuplează gândul pe altceva. Și nu are consecințe, nu are definiția, evită definiția. Care noi o primim prin educație tot timpul, toată lumea, de fapt ne educă, că ne dă niște tipare, că așa sunt lucrurile, când vei urca muntele vei fi obosit, ei, când nu vei, se poate să nu fii obosit când urci muntele, depinde ce spui. Da, deci, și durerea trupului, noi o accentăm, că o să, de fapt, și dacă te duci la dentist, deja nici nu ți-a băgat acel ceva în gură, că deja se, zici că mă doare, deja frica mea mai interesant. Exact, i-au luat unui tibetan, e considerat omul cel mai fericit din lume. L-au pus un tomograf din acela, s-a uitat la creierul lui și a observat că în sub durere el nu simțea durerea, pentru că el nu definea că are în fața lui o durere. Și deci totul este o problemă de definiție. Da. Sau un alt experiment interesant. Era un tip care urma să fie condamnat la, să fie executat pe scaunul electric în Statele Unite și a acceptat un experiment care să se facă pe el, că tot urma să fie. I s-a zis așa, vei avea o moarte foarte ușoară, îți vom pune un vas sub mână și vom face o incizie mică și din vene va curge, va picura în vasul acela sângele și nici nu vei ști când ai murit. El a acceptat acest experiment, au pus vasul respectiv, dar nu s-au dus cu cateterul până în venă, ci superficial. El a crezut în chestia aceea, că așa se întâmplă, că picură, în același timp picură apa în altă parte. Și el avea impresia că e sângele lui. Și a murit crezând că i s-a scurs sângele, cu toate că n-a plecat niciun sânge din el. Deci doar o problemă de definire. Noi zicem că lucrurile nu sunt bune și atunci ele nu devin bune. Pentru că noi le-am considerat așa. Deci realitatea este indiferentă și întotdeauna ia forma gândului nostru. Depinde ce gândești. Acea realitate vei avea. Și este dramatică, poți să mori. Deci mori de prostia ta, adică mori de frică, mori de frică, mori că tu consideri că lucrurile sunt rele. Când zici că ceva nu este bine, deja a pornit un mecanism de autodistrugere și te îndrăzi pe moarte. Ești în pericol. Și lucrul ăsta îți arată realitatea. Vin situații extreme ca să te duc înapoi, măi, oprește-te. Nu mai considera că ceva nu este bine, că nu se poate. În lumea perfectă a lui Dumnezeu, ce să nu fie bine? Tot e perfect. Bine, într-adevăr, îți distruge orgoliul de nu te vezi, dar așa îți eliberează sufletul. Și trebuie să înțelegem foarte clar că atunci când noi avem drame personale, toate astea care ne plângem noi, sufletul e fericit. Și am în Shangri-La experiența
când am prins, am văzut și eu sufletul meu primindu-se prin cameră, în stare de semiveche, el având o energie foarte mare, toate aparatele care sunt în stand-by le deschide. A pornit televizoarele, mașinile spălate, telefoanele, totul le-a pornit. Și când era vacarul meu ăla în casă, am deschis ochii. L-am prins, mergând prin fața televizorului, el este ca un fum galben strălucitor, ca un batic. Ca un batic, da, e ca un batic, e ca un voal și merge așa foarte tacticos, el dansează, știi? Și are un zâmbet interior, o fericire interioară, că ai sentimentul că nu e o poate la nimeni, asta este natura lui, deci el e fericit continuu. Când l-am surprins, a tresărit, a venit repede spre mine să-și reia locul, deci el evadase de mine, așa, a intrat în mine pe toată suprafața, o lumină din aia puternic, a intrat în mine și m-a lovit cu capul de perete, dar foarte puternic. Deci a fost real fizic, deci este o lume fizică. Și după aceea, imediat mi-a trecut prin cap, băi, ăsta tot timpul e fericit și eu îmi fac probleme degeaba.